cu tata urs care îi dă instrucțiuni lui bebe urs. Tata urs către bebe urs. Fiule, să-ți emite de la mine cea mai bună carne aia de om. Am mulțumesc, tăticule, și să prind ușor? Să prind cam greu. Dar fii atent o chestie, că reușești să-l prinzi. Să ai grijă să fii tot timpul din față, da. Să te vadă. De ce, tăticule? Să mai gustos și așa nu mai au căcat în ei. Și cu tânăra admiratoare de la Uniunea Scriitorilor? Venită în vizită la domnul Arghezi și fix când era în vizită îl sună de la Uniunea Scriitorilor. Maestre, trebuie să veniți pe aici. Bre, dacă nu pot, vin. Dacă nu, dacă pot, nu vin. De ce Minescu la niște țigani să facă niște oale de alea de aramă, de nu știu ce, și vin cu niște japuri de alea cu... Păi mama lor. Ce, ce s-a stă, mă, păi am scris de aramă. A, ce, cu drima tale de aramă? Îi scrie Minescu epigramul lui Alexandrii. Capul tău sub clar de lună seamănă cu un cap de puncte, puncte. Răspunsul Alexandrii. Îmi place poezia, dar de ce ai mâncat rima? Acum ceva vreme am discutat la Zaia Buc în episodul 2, care a fost dedicat istoriei și Imperiului Roman, sau mai exact, întrebării de ce se gândesc bărbații atât de des la Imperiul Roman. Am discutat despre cărți, despre istoria Bucureștiului cu Damian Afile și am promis că o să continuăm într-un podcast mai detaliat, așa că iată-ne! Când ai spus de Imperiul Roman, ai zis, băi, eu cât am băut în ziua aia? Acum am ajuns din trăsuri cu cai la... Voi, eu am fost invitat la un podcast cu Imperiul Roman? Interesant! Vorbisem despre Paul Emil Miclescu din Bucureștii Trăsurilor cu cai. Da. Din care ne-ai dat o grămadă de detalii despre cine a fost. Nicolae Vădman, istorie bucureșteană și vremuri vechi bucureștene. Asta a fost, cum să zic eu... Incipitul. Da. Și sunt pe scurt cele trei cărți cu care puteți începe și găsiți în final la Zaia Buc mini-podcast-ul. Să continuăm de aici sau să continuăm? Mergem și mai înapoi. Acum, dacă tot am început cu acestea trei, hai să vorbim un pic mai pe larg de acestea trei și după aceea, cum zice bunicul, dacă mai sunteți treji, o mai vorbi și de altele. La domnul Paul Emil Miclescu voiam să mai rămân un pic. Am spus că este cartea mea preferată privind la scriitură, la felul cum scrie omul. Are așa un stil cursiv de a prezenta lucrurile și nu le încarcă și nu cade în desuet, adică nici nu exagerează. De fapt, asta cred că este asta e chintesența prezentării de istorie. Nici să nu te duci doar în academic să ai un discurs de ăsta sfărăitor, așa, plictisitor, dar precis, nici să te duci doar în anecdotic să bagatelizezi absolut istoria și atunci să zică toți, ai, lasă-ne că ne-ai chemat să ne spui cancanuri dacă 100 de ani. Curge foarte bine printre. De altfel, un coleg de-a lui de generație, Octav Doicescu, arhitectul Octav Doicescu, îl numea pe domnul Paul Emil Miclescu, spunea, domnule, este un soi de Aristofocle, așa, sau de Tolstoievski. În sensul că era un om care prindea ce era util din toate părțile și prezenta o viziune personală. Să considera humorul tolerant o inteligent. Ceea ce e o caracterizare ideală, să spunem. Mai vedem așa prin cartea lui, pe lângă figurile, să spunem, istorice ale Bucureștiului, niște personaje pitorești pe care astăzi istoria le-a uitat cu totul, dar pe care el le-a reținut. De exemplu, în timpul lui n-aveai samsar de mașini, aveai samsar de cereale. Erau domnii care apăreau la momentul recoltei pe la casele boierești. Boierii erau aia care aveau domenii agricole întinse și de regulă, pentru că da, erai boier, nu te murdăreai tu cu chestii de-astea mundane să negociezi prețul cerealelor. Apărea un asemenea domn samsar, el îl descrie foarte plastic pe un domn Alcibiade, care fusese și el boier în tinerețe, dar se îndrăgostise prost, scăpătase și acum își mai ținea traiul, omul își făcea banii punan, numai sămsărind o lună, două cerealele boierești. Apărea, el făcea o ofertă boierului, coane, uite atâta la dublă, și mai departe ce reușea el să negocieze mai sus, șpaga lui, cum s-ar spune. Și era foarte impresionat de apariția asta, fiind un tip scăpătat, se îmbrăca cu o modă de altă dată. Era un domn îmbrăcat la redingotă, cu pălărie, cu cilindru, cu lavalieră la gât, ceva ce și pentru un copil din perioada începutului de secol 20 părea retro. S-au mai amestecat modele de câteva ori până în zilele noastre
Și zice, și l-am văzut până ce nu l-am mai văzut, că într-un an am aflat că a murit. Era exact un soi de fantomă, știi, care știai că apare la anumite intervaluri și după aia dispare. Interesant de perceput un asemenea om, la fel cum era interesantă o doamnă care ar fi trebuit să fie celebră, pentru că este veriga de legătură între două celebrități din scena bucureșteană a vremii respective. Pe dumneavoastră o cheamă doamna Turbure. Atâta știa, inclusiv autorul, atâta știa că o cheamă. Era un personaj destul de discret pe strada Mendeleev de astăzi și se mutase într-o căsuță. Căsuță pe care, cel puțin, gurile rele ale epocii spunea că eu o făcuse cadou Alexandru Marghiloman, ăsta este prima celebritate, în urma unei aventuri galante. Domnul Marghiloman, persoană subțire, în amintirea acelor momente frumoase petrecute împreună. Dar ce momente, totuși? Păi probabil că au fost niște momente, dar au meritat o casă. Apoi. Sau era pur și simplu maniera boierească de a mulțumi. Adică astăzi lași o brățară, o cutare, domnul Marghiloman lăsa o casă. Ca să-l pomenești și pe el așa, să-ți aduci aminte cu plăcere. Te gândești la el. Doamna Turbure, asta un personaj foarte discret, care aparent era din tiparul ăla genetic care se conservă foarte bine. Adică se spune autorul că deși se vedea că trecuse de prima tinerețe, avea încă o alură într-adevăr de sculptură dintre asta grecească. Sunt genul ăla de personaje peste care... Ar fi ajutat și casa, știi? Probabil. Ai avut unde să te întreții bine. Cel mai probabil asta, el spune chestia asta, un secret al longevității este să nu-ți schimbi radical cadrul de viață. Să ai împrejurul tău niște lucruri care rămân constante. Că asta îți asigură o stabilitate, se pare că tocmai teama de nou dusă în extrem e unul dintre factorii care ne îmbătrânește cel mai tare. Trăind în vremurile noastre, eu o percep destul de agresiv, să spun. Așadar, asta era considerat de autor unul dintre criteriile esențiale pentru longevitate, să trăiești, să evoluezi într-un cadru stabil, pe care, pe de o parte, să ți-l găsești, dar pe de altă parte, să ți-l construiești tu. Noi astăzi ni se par deja, străini oamenii ăștia care aveau niște tabieturi de beton armat. Om care o viață întreagă la ora 9 dimineața își bea cafeaua. La ora 4 tragi un pui de somn. Dar se pare că oamenii ăștia știau ei ceva care le-a asigurat longevitatea, că altfel nu s-ar explica, mai ales pentru generațiile alea apărute la începutul interbelicului. Care după aia canal, pușcărie, da. Lipsuri de fel de fel și majoritatea au murit nonagenari. Adică ei clar n-au avut un regim de viață sănătos. Aici mai sunt teorii și teorii, știi cum a fost și după Auschwitz, că supraviețuitorii au trăit destul de mult, că se pare că lipsa de hrană, până la urmă, care a fost, ar fi dus la... Sunt atâtea teorii și teorii, dar mi-amintesc eu de o chestie, că citeam un articol că, domne, cel mai nociv pentru organism sunt lactatele, până la urmă, că nu... laptele e făcut pentru puiul animalului. Și era un doctor ăsta care a explicat foarte tare și cu argumente foarte ok și era nu știu ce la televizor și a trecut la un festival popular undeva prin Argeș cu un tataie de 107 ani și a zis, da, când vezi pe cineva de peste 100, da, în prima întrebare pe care o pune reporterul, da, cum? Numai brânză! S-a dus totul. Nu mă brânză. Se pare că e caz real în Franța. L-au găsit pe un nene în regiunea centrală a Franței, pe Clermont, la un dat care tot așa sărise de 100 și l-au întrebat exact care e secretul și s-a ajuns, bineînțeles, la discuția alimentației, că e adevărat proverbul la german că omul sapă mormântul cu dinții. Și omul a spus foarte simplu, coniac, berbec și brânză. Da, se păi domne, și o salată, alea dăm la capre. Adică nimeni nu spune că o alimentație echilibrată nu e esențială, dar mai sunt și alte variabile. M-a apărut acum, e foarte la modă ăsta cu zonele albastre de pătera, zonele alea care cultivă centenari. Unde, dacă ne uităm mai atent, astăzi se insistă foarte mult pe partea lucrativă, începem să fim cumva asemănați cu mașinile. Dom'le, ce tip de benzină i-ai pus, dacă e bateria de o firmă bună, să-l țină, dacă i-ai făcut revizia la timp. La noi nu merge chiar așa.
O mașină nu se resimte dacă ai frânat-o de 15 ori pe zi sau se resimte și ea, dar măcar poate fi înlocuită. La noi anumite părți nu pot fi înlocuite, tot cu alea lucrezi. Așadar trebuie să ai grijă un pic cum umbli cu ele. Da, probabil că e o chestie de echilibru. Numai la asta mă gândesc, indiferent în câte zone mergi și mai na, calci. Vezi, Doamne, greșit într-o parte, dar să-ți intră o chestie de echilibru și asta mi-amintește de o tabără în care eram niște scriitori cu niște pictori, iar printre scriitori era și doamna Nora Iuga, care avea 91 de ani atunci sau ceva de genul ăsta. Și undeva la prânz trebuia să mergem în atelierele pictorilor, eram pe la Buziaș, să vedem ce fac. Și prima care s-a ridicat a fost Nora, cu noi aveam niște vin, care era și pahar de vin și cum zic, era așa, într-o bucurie, noi băusem cu o seară înainte și eram dărâmați. Ușor indispuși, da. Nu, dărâmați, nu ușor indispuși. Ne uitam la Nora la 90 și ceva de ani, cum aleargă, cum zburdă, știi, în fața noastră. Aici ar fi bine să insistăm un pic mai mult, tocmai pentru că e un pic mai greu de definit, că alimentația îți creează. E corect strict în dreptul ei, dar produce o falsă iluzie vis-a-vis de celelalte, fiindcă alimentația pare ușor de controlat. Și atunci zici, păi, o fac pe asta, că asta e simplă, mi-am făcut o listă de meniu și gata. Ritmul de viață, în schimb, e o treabă mult mai subiectivă. E greu să-ți impui, băi, de două ori pe săptămână, mă pun cu cine mi-e drag la masă și stăm și vorbim și ne simțim bine, ne vedem ca să ne simțim bine. Sau de două ori pe săptămână mă pun la masă cu ceva ce îmi face mie plăcere de consumat. Indiferent, după caz. Tot așa că îmi formez niște obiceiuri care nu să fie productive. Să mă bine dispună pe mine. Fac o baie caldă. Nu știu, stau o oră în că parc la soare. De loazir. Tocmai, lucrurile astea sunt prezente în toate zonele astea cu albastre. Fiecare țin de tiparul cultural al zonei, că nu e tot aia în Japonia cu Nicaria. Dar ele sunt, substratul e acolo, oamenii din generația pe care o povestește Paul Emil Miclescu știau lucrul ăsta. Aveau lucrul ăsta, la un moment dat, e una dintre sororile de la Vrancea pe care el le menționează, că erau relativ vecini, ele stăteau la școala centrală, zona Grădina Icoanei. Clădirea care e biblioteca școlii centrale de astăzi este clădirea Casa Familiei de la Vrancea. Uh-huh. Și acolo una dintre surori, nu mai știu dacă Cela sau Henrietta, că ele sunt cele mai proeminente, au fost patru la număr, spune la un moment dat cum la tatăl ei în casă, la Barbu Ștefănescu de la Vrancea, s-adunau Caragiale, Coșbuc, mai venea arhitectul Mincu, mai venea pictorul Gheorghe Petrașcu, se strângeau toți acolo și începea o conversație spumoasă. Doamne, cât spirit risipit în abstracțiuni. Pentru că oamenii nu discutau afaceri, nu discutau proiecte concrete, doar se întreceau într-o conversație dar care îi bine dispunea pe toți. Plecai de acolo cu o dispoziție într-adevăr ridicată. Da. Am mai avut norocul prin câțiva artiști mai în vârstă să prind chestii de astea, prinse și ei la rândul lor de la cele înainte. E fabulos să întâlnești oameni care au mai prins pe aia din Interbelic. Da. Care au unit. Ăștia sunt cu totul diferiți, pentru că au prins niște lecții de la ăștia la alții foarte importante. Și e o treabă tragică. Eu o să evoc de mai multe ori, cum o să am ocazia, moartea domnului Bălăceanu Stornici și bineînțeles că o să-mi primesc securistul ăla împuțit. Nu, nici măcar nu începem discuția, adică n-am de gând să contest partea cu securitatea, dar eu nu la aia mă refer. Ceea ce am pierdut prin Bălăceanu Stolnici e o lume, că era ultimul din lumea aia lui, având 100 de ani. Dintre figurile proeminente de mari boieri, era ultimul în viață. Da. Da. Și odată cu el am pierdut amintirea vie a lumii alea din Interbelic. Era ultimul care trăise. Era ultimul care trăise, din păcate. Eu nu pot să trec chiar așa cu vederea peste partea aia. Eu sunt adeptul disocierii între om și operă. Adică da, faptul că ai o operă excelentă nu te salvează din postura caracterului sau a posterității, cum la fel faptul că ai fost o persoană absolut onestă nu e o garanție că n-ai fost și imbecil. Da, corect, corect. Să revenim totuși la cărțile noastre despre București.
Că despre sănătate am discutat. Tocmai, așa. Dar asta o prezintă el ca un criteriu al longevității și așa vorbește el de doamna Turbure. Am făcut o paranteză de 20 de minute și am spus numai prima figură cu care e legată doamna Turbure, Conul Alecu Marghiloman, care îi face cadou casa. Doamna Turbure, ajungând la o stare materială mulțumitoare, să spunem, în a doua parte a vieții, își permite să închirieze acea casă și o închiriază, uite că am uitat care era numele după căsătorie, dar ideea e că o închiriază surorii lui Lucian. Așa că în casa aceea ajunge să fie găzduit Lucian, scăpătat și deja bolnav după 30 de ani și să-și trăiască ultimii ani, perioada aia de agonie, când îi roagă pe apropiat să-i aducă glastre cu flori în casă, că el nu mai putea să iasă și le pictează pe alea, când îi se leagă penelul de degete ca să poată să picteze și unde în cele din urmă, în 1916, își dă sfârșitul. Domnul Miclescu îl cunoaște copil fiind și zice, domnul a ciudat, se auzea numai de el, că nu mai ieșea din casă. Dar toți știau că e un artist ciudat acolo, care pictează niște lucruri pe care ăia din timpul ăla nu le înțelegeau. Pentru că noi etern, astăzi e catastrofal. Omul e gândit să nu se adapteze repede la nou. Ceva ce nu-i pe gustul cu care a fost învățat, nu-i pică bine. Ori noi astăzi suntem bombardați mereu cu chestii noi, încât uneori riscăm să ajungem să nu mai avem un gust al nostru, doar să preluăm așa ca o ciupercă. Ciuperca se hrănește cu chestii semi-prelucrate, de-aia crește pe chestii care putrezesc. Bine, acum e și o avalanșă de informații, efectiv, care la un moment dat numai a te opri, să încerci să discerni, îți ia foarte mult timp și la un moment dat iei lucrurile uneori de-a gata. Din procesor te transformi în difuzor. Tu doar răsfrângi ceea ce a trecut prin tine, dar fără să o procesezi. E ceea ce avertiza Alexandru Paleologu, cunoașterea nu este simplă acumulare de informație. Este conexarea informației și crearea unei viziuni personale prin informația dobândită, adică să înmagazinezi e doar etapa 1. Ca să ajungi să ai cunoaștere, abia acolo se conexează cu teoria aia că să știi înseamnă ceea ce poți să reproduci după ce ai uitat tot. Din ce ai citit. Și apropo de cunoaștere, când mă uitam la... cred că m-am uitat la filmarea cu tine prima, din Belu, acum vreun an, nu știu, mi-a perise pe YouTube și am zis, băi, asta e băiatul ăsta, are ceva de zis. Eram acasă, am stat să mă uit la tot ceea ce rar mi se întâmplă, adică chiar mai prins așa bine. Nici n-arăt așa bine. Și după care te-am văzut după aia la podcast cu foile și am zis, da, gata, da. Pentru că ia tot valul ăla de informații și îl așează. Foarte puțin mai fac chestia asta și de-aia am văzut și în tururile pe care le faci și în poveștile pe care le spui, ai o anumită coerență și claritate și ordine. Și cu aceste paranteze, desigur, de câte o jumătate de oră, care fac farmecul tău până la urmă. Da, nu m-am așteptat să meargă, dar uite că merge. Dar asta, iarăși, nu e niciun secret. La fel cum vreau să fie cât mai mulți oameni care popularizează Bucureștiul, nici cum mă pregătesc eu nu e vreo taină. Nu există temă care să mi se propună unde să nu mă duc pregătit. Chiar dacă e un subiect pe care l-am parcurs de 10, de 20 de ori și a 21-a oră, tot îmi fac exact o schemă nouă. Nu iau schema, mă uit pe schema veche, stai un pic, ce era aici? Aha. Dar schema mea o aștern eu din nou pe hârtie și numai așa mă duc. Undeva altfel prefer să zic, nu pot. Vin altă dată. Nu... Mi se pare fair play. Prefer să fiu spontan în altele, în conversații cu domnișoare, acum nu mai e cazul. Am fost spontan când trebuie, am nimerit bine. Sau în momente dintre astea care te iau cu totul prin surprindere. Adică, bă, zici tu ceva acum. Bine. În cazul ăla, da. Dar altfel... Zici tu ceva. De... Așa. Să trecem la... De fapt, nu, mai stăm un pic. Mai un personaj. Mai am un personaj, așa, vreau să fac și un pic de marketing pentru domnul Miclescu. Povestea cea mai este mișcătoare. Post-marketing. Da, n-avea neapărat nevoie, dar e bine să-l mai resuscităm nițel. Are la un moment dat, pare un mini roman inserat în buricul cărții, chiar la mijlocul narațiunii. Vorbește la un moment dat, pe lângă personalitățile, să spunem, reținute de istorie, vorbește de oamenii care au fost la ei în curte. Pentru că o casă boierească implica un întreg personal. El este nepotul lui Ștefan Greceanu, marele genealogist, care locuia în zona Aurel Vlaicu, deci mai spre Răsărit, unde în vremea aia Bucureștiul semăna grădină.
Erau foarte multe spații verzi și niște case dintre astea... Bucureștiul era o continuă livadă. Da. De acolo pornește. Iar casele boierilor bucureșteni din vremea aia semănau cu ce conace mai vedem acum pe la țară, pe la Casa Timiș, pe mai știu eu pe unde. Adică e o casă în centru și pe urmă o infinitate de acareturi și de dependințe. Și odată e o treabă foarte amuzantă cu un domn care vine în vizită la bunicul lui la o sindrofie și trecând prin mahalaua clasică bucureștena aia cu case de o șchioapă, mai mult băgate în pământ decât ieșite în afară, cu străduțe neluminate în care nu știai în ce ai călcat, în ce ai căzut, ce s-a apucat de piciorul tău sau dacă ham e de la un câine sau de la 20 care tocmai s-au luat după tine, un nene care era foarte atletic și insista să vină pe jos, nu cu trăsura, deși avea, Nicu Prăjescu, la un moment dat este apucat de sinergia faptelor în traseu și fiind noapte, ochiște el ceea ce a crezut că e un șanț, de fapt, dându-i o spălare pe față ultramatinală unui mahalagiu care dormea cu geamul deschis într-o casă semi-îngropată în pământ și semnalizându-i se asta printr-un urlet. Și apoi printr-o namilă îmbrăcată în cămeșoaie dintre aia de noapte, cum se purta altădată, cu un RTV în mână care voia să-i mai spună câteva vorbe. Iar povestea centrală este a unui om care a trăit în casa lor o perioadă, un ardelean, suntem în perioada când Transilvania e încă în Imperiul Austro-Ungar, care fugise peste munți, ajunsese la ei în casă și ajunge să fie căutat de poliție la un an după ce intrase în serviciul casei, poliția spunând că este criminal în Imperiul Austro-Ungar și aici mama autorului îl cheamă și cumva pune în balanță felul în care l-a perceput ea pe om cu ceea ce îi se aduce la cunoștință din partea autorităților austro-ungare, existând o disonanță. Băi, l-am văzut că e băiat în regulă. Trebuie să fie un motiv pentru care e căutat. Și băiatul explică cum el, băiat rămas orfan de mamă de mic, dat de tată să muncească, cum se purta altădată de pe la 12 ani, ajunge fecior la un hangiu din Ținutul Făgărașului, hangiu care era un om hapsân care folosea profesia de hangiu doar ca acoperire pentru ocupația lui de bază, aceea de cămătar. Și care îl muncește ca pe hoții de cai, pentru ca brusc într-o seară să-i spună du-te de vreme la culcare că ești obosit, oricum e viscul afară și nu se mai vine nici țipenie. El se duce și se culcă, are un vis urât, se trezește și coborând înapoi în han, găsește un om care în prima fază pare că e leșinat de beat pe masă, după care constată foarte repede spre groaza lui că e mort. Îi curge un firișor de sânge din gură, apare din spate hangiu care îi spune acum că te-a mâncat în fund să ieși când nu era cazul, o să le spui autorităților că tu i-ai dat să bea până când s-a pilit și a vrut să sară la bătaie și că l-ai lovit și că ai vrut să-l jefuiești. Și eu o să am grijă de tine după aia, să n-ai un termen prea lung și după ce scapi te fac om. Și îl convinge să care cadavru în miezul nopții de iarnă, undeva într-o viroagă, într-un șanț, să-l arunci acolo, omul punându-și în schimb niște saboți foarte largi în picioare ca să nu lase urme, în timp ce băiatul a lăsat urme și bineînțeles că vin autoritățile. Ăsta are un acces de conștiință și nu le povestește cei ce îi spusese hangiu să povestească, ci spune exact ce s-a întâmplat, bineînțeles că nu-i crezut. E băgat în pușcărie, bătut, zvântat, da, cum ce erau... Ce poliție... Dar nu te-ai aștepta că în mijlocul unei cărți despre București și ceea ce mă frapează, eu n-am timpul să fiu maniacal, că mi-aș dori. Omul nu mă oferă numele de familie al omului, spune doar că a ajuns președintele coloniei ardelene din Cleveland. Acest Nicolae bun la toate pe care îl reține el și că este cel care a primit-o pe Regina Maria după Primul Război Mondial când a vizitat Statele Unite. Da, le aruncă... Îmi plac poveștile astea de mor. Așa. Băiatul ajunge băgat în pușcărie, uitat, tatălui se dezice absolut că nu vrea să fie numit tatăl ucigașului, e bătut, e supus la cazne, e uitat acolo... prinde drag de el doar un simplu asistent de medic, că la un moment dat îl bagă în comă și trebuie să-l trimită la lazaret, la spitalul penitenciarului. Asistentul ăsta de medic se apropie de el și într-o seară, ceea ce părea a fi o catastrofă, se dovedește a fi un noroc chior, ia foc penitenciarul, asistentul îi dă drumul la celulă, îi pune o haină de paznic pe umeri, ce du-te, fugi, cum ți-o fi norocul. Deci jur că ăsta e mizerabil varianta românească. Da, așa pare, cu diferența că ăsta n-are o vinovăție reală.
Omul fuge munții ajutat, iarăși o treabă care e reală și știm atât de puține lucruri de ciobanii din Carpați, care îi ajutau pe ardelenii fugiți, mai ales de cătănie, de înrolarea în armată. Grigore Leșe cântă până astăzi treburi dintre astea cu cătănia. Le arată poteci neumblate pe unde să nu-i găsească potera chezarocrăiască și ajunge la mama lui și în momentul în care vin polițiștii români cu mandatul din partea poliției austro-ungare, mama scriitorului preferă să-l cheme pe Nicolae să stea de vorbă cu ea și mai departe nu mai spun, lasă să citească cum. Așa, mai lasă să... Cum s-a... Să mai vândă și editura vremea ceva. Cum s-a rezolvat situația asta care părea foarte spinoasă, dar e adevărat, e cartea despre București pe care am citit-o mai degrabă ca pe un roman. Da, și înțeleg și de ce ți-a... Eu am obiceiul, din păcate pentru cărți, să le masacrez, adică să le subliniez, să le însemnez. Îți spuneam înainte de film, să dăm drumul la camere, că la fel și eu înțeleg perfect, ba mai mult îmi iau câte 2-3 ediții, cum am din Inspirescu, unde am însemnate anumite tipuri de note pe limbaj, pe al doilea volum pentru povești și tipuri de magii și pe al treilea volum de personaje. Adică ar trebui să ai și tu cartea asta, în 3-4 exemplare. La un moment dat, ajunsesem, cred că, pe la vreo 3000 de volume într-un apartament de 2 camere. Și nu era exact cadrul cel mai primitor, mai ales că eram adolescent la vremea aia și voiam să mai fac și altceva în apartamentul ăla decât să citesc. Așa că, cu durere în inimă, am vândut jumătate din cărți. Da. Alea cu care știam că n-o să mai am nevoie să mă întâlnesc. Și acum cam țin practica asta. Cărțile de care am nevoie numai o dată, le iau, le citesc și le dau mai departe. Că nu, momentan nu-mi permite spațiu locativ să mă extind. Hai să trecem la al doilea, la doctorul Nicolae Vătămanu. Doctorul Nicolae Vătămanu copilărește pe calea Griviței. Bunicul lui e preot și e unul din preoții de modă veche care umblau îmbrăcați în preot pretutindeni și pe casă să urcau, să repare acoperișul, tot îmbrăcați în reverendă, oameni care erau acceptați cumva ca puncte centrale ale comunității. Încă se păstrează vremurile patriarhale, când de fapt Bucureștiul încă n-are conștiință de oraș. El e ca un țesut din ăsta multicelular, de fapt de o grămadă de mici comunități locale, de mici sătulețe care s-au sudat. Că nouă ni se păstrează lucrul ăsta la un moment dat în memoria bucureșteană, că ai Popa Chițu, Popa Tatu, Popa Soare, Popa Cosma, unele s-au pierdut cumva în timp, cum e Popa Cosma. Vechile mahalale bucureștene, care de fapt sunt mici sătulețe, care s-au unit cu timpul și au format orașul. Dacă te pui geografia bisericilor pe harta Bucureștiului, cumva vei vedea celulele care au format țesutul urban. Da, exact, astăzi? Asta glumeam cu bunul meu prieten, guvernatorul Deltei, Liviu Mihaiu. Și ne plimbam așa prin țară, am dat cu mașina, era și niște lansări de cărți și ne dăm seama, băi, România este o natură de sate, ce li se zice orașe, că sunt de fapt sate, dar București, într-adevăr, e o comună. N-ai mai sunt răsărit. Un pic mai multe sate. E asta e singura diferență. E și o comună care tot crește, tot crește. Tot crește, tot crește, da. Adică și crește acum... prin diferite... Nu, mai întâi a crescut cu crâșmele care se tot mutau ca să-și scape de impozite. Și de acolo tot felul de mahalale, se crea alt sat, alt sătuc, alt sătuc. După aia, într-adevăr, ce zici tu, cu zonele de biserici, care au tot așa s-au extins până ajungem în ziua de astăzi când se extinde, ce mai, Ilfovul e... E curs de a fi acaparat. Exact. Dacă să ne dăm seama cam cât de mult a luat viteză orașul ăsta în ultimul secol, în ultimile 200 de ani, până la 1800 avea 50.000 de locuitori. E fabulos. Iar inelul de dezvoltare la 1900 este prin zona Dacia. Dacia e periferia orașului, în nord, unde se extinde cel mai rapid. Să zicem, cel mai lent se duce în sud. Vest, nord, est, se duce mai repejor. Mă uitam pe harta din Interbelic, unde era până pe la doamne, eu sunt din Coleantina, unde era cartierul, care era mahalaueac de Mocirlă și orașul supra undeva după Obor până la Palatul Ghicatei, într-adevăr. După aia nu mai era nimic. Eu sunt din drumul Taberii, unde până în anii 50 era câmp. Adică
istoria a luat viteză puternic. Ceea ce vedem noi astăzi ar trebui să fie, deci hai să vedem, este odată în timpul domniei lui Carol, valul 1. Valul 2 de extindere urbană e în perioada interbelică, Carol al doilea îl dă pe ăsta. Valul 3 e perioada Dej, când apar primele cartiere. Valul 4 e perioada Ceaușescu, cu Berceni, Pantelimon, marile cartiere dormitor. Și noi ar trebui să fim valul 5. Noi trăim valul 5 vorbind de marile extinderi, că altfel orașul oricum crește de la sine. Mai răsare o mănăstire acolo, Văcăreștiul, de exemplu, până aproape de... Sunt, cred că în ultimii 10 ani putem vorbi de valul 5. Da. Se extinde la modul... Am fost de curând invitat la o aniversare undeva spre doamna Chiajna, sper că am reținut corect unde am ajuns. Puteam la fel de bine să fiu chemat la Brașov. Era la fel de străin mediul ăla cum ar fi fost... Mă refer la Brașov pentru că n-am ajuns până acum decât o singură dată la orașul din Dăpătâmpa. E fără precedent lucrul ăsta și cu atât mai străine ne fac vremurile astea, cu atât mai inedite ori să ne pară în cărțile oamenilor ăstora, care oamenii ăștia se intersectează cu părinții noștri. Deci e o perioadă când sunt născuți părinții noștri și oamenii ăștia sunt viață, doar că ei vin din spate cu un trecut. Oamenii care erau bătrâni când erau ei copii au prins un oraș pe care astăzi nu-l mai poți găsi, nu numai că nu-l mai poți găsi în amintiri, dar nu-l mai găsești nici pe stradă, aproape pe nicăieri. Sunt în câteva curți de biserici rămase. Că vorbeam de Calea Griviței. Nu. Unele artere bucureștene, din păcate, sunt distruse. Calea Griviței una, Calea Rahovei a fost masacrat și drumul în sine, pentru că l-a preluat Cantemirul. La Calea Griviței, eu cred că ar mai putea fi încă salvat, așa, într-o ultimă răsuflare. Posibil. Dacă cineva ar fi... Mă uitam la clădirile alea, mai ales cu statuetele alea. Și înainte de Griviței, cad pe ele, efectiv. Nu, din păcate, conștiința valorii istorice unui oraș nu, se formează în generații. Trebuie să treacă o generație, două, trei. Domnul Neagu Giuvara oricum a fost infinit mai realist în a percepe evoluția istorică decât a fost domnul Silviu Brucan. Domnul Silviu Brucan, da, cu celebrului postulat că 20 de ani o să treacă până ne revenim. Domnul Neagu Giuvara a zis, nu, 50. Două, trei generații. Da, două, trei generații. O generație numărându-se la vreo 30 de ani, de fapt. Deci 90 de ani. Până când dispare și memoria trăită din perioada comunistă. Că din punct de vedere al conștiinței urbane, eu doar în bula asta vorbesc, comunismul a fost cea mai mare crimă. Da, a ras memorie istorică. A fost manifest în direcția asta. Și nu, probabil cea mai mare crimă cultură, este... Și adică sunt toate legate cu tot ce a... Da, cine îl parcurge, că tot vorbim de bibliografie bucureșteană, sunt două figuri de referință care au prins toată perioada asta și au documentat-o. Este arhitectul Gheorghe Leahu, care a murit acum 3 ani la 90 de ani, 2 ani, pardon, cel care a fost membru în Institutul Proiect București, principala instituție de arhitectură din vremea aceea, și mare acuarelist care a pictat Bucureștiul vechi și care după 90 a publicat cartea Bucureștiul dispărut, în care documentează zonele de la Uranus, mergând către Văcărești, tot ce a căzut sub buldozere. Dinu C. Giurescu, la fel, are distrugerea trecutului României, mi se pare, Dinu C. Giurescu fiind el însuși o victimă a mutărilor. Casa lui familială a fost distrusă, casa în care trăise tatălui, istoricul Constantin Giurescu, și el ne lasă. Iar în perioada recentă sunt oameni care au încercat să recupereze toată treaba asta. Sunt istorici ai memoriei și probabil că și la capitolul ăsta de dragoste de oraș nici măcar nu e sigur. Dacă s-ar întâmpla, peste încă o generație, poate două. Că noi suntem generația tehnic, noi nu suntem influențați direct de comunism, că eram prea mici când s-a prăbușit regimul ca să preluăm influență directă. Dar am preluat-o de la cei care au trăit-o direct. Da. În mod normal, în momentul în care nu mai există nici bunici în familie care să-ți mai transmită influență din vremea aia, poți să zici că e scăpat. Deci scăpați perfect de influența comunistă vor fi cei pentru care părinții noștri vor fi străbunici. Cam aia e prima generație care va fi complet liberă, urbanistic vorbind, de ceea ce a făcut comunismul.
nu există în istorie, nu la noi cel puțin, un regim care să fie manifest împotriva vestigiilor urbanistice, a ceea ce amintește de trecutul orașului. Odată din criteriul ateu, jos cu edificiile religioase, odată jos cu burghezo-moșerimea, deci tot ce era mai frumos arhitectonic, case boierești, instituții dintre astea care... Și totuși câte au rămas. Că dacă ei... bun, a fost distrus mult, dar s-au păstrat totuși atâtea lucruri care încă o să mai dăinuiască, sper de aici. Nu avem doar un discurs negativist, acum voiam să intru și cu partea pozitivă. Așa, Bucureștiul astăzi se prezintă ca una dintre cele mai diversificate din punct de vedere arhitectonic capitale din Europa. E fabulos să mergi pe stradă și să faci în 300 de metri arhitectura din ultimii 150 de ani. Cam așa. Răsare una cu stil neoclasic timpuriu, mai mergi 200 de metri și dai într-una art deco. Dar chiar aici unde suntem acum. Deci da, da, blocul da. Ăsta modern, vis-a-vis blocuri interbelice, Arcul de Triumf mai încolo. Bun, eu recunosc că pentru gustul meu anumite clădiri moderne trântite în mijlocul unor zone care sunt din interbelic sunt ca nu ca în perete. Sunt. Asta e o treabă subiectivă. Să revenim la Nicolae Vătăman. Așa. N-am mai făcut o paranteză. Deci, domnul ăsta, medic... Ce ar fi mișto să tăiem bucățile astea, să punem podcast, parantezele și 10 minute, și 10 minute de scărți. Au apucat să prezinte și cartea. Și mi-e și mie în partea aia la Zaia Buc de sfert de oră. La un moment dat. Bun. Cum am spus, domnul Vătămanu este autorul mai multor studii. De fapt, nu a gândit astea ca volum. Așa, și au fost cumulate ulterior morții sale tragice în cursul cutremurului din 4 martie 77. Dar el era genul, cum am spus, chițibușari. Exact așa pune și cuprinsul. Oameni și locuri e una. De exemplu, cine mai știe pe unde erau? Și îți vorbește de... Știați, de exemplu, că noi pe lângă Dâmbovița am mai avut vreo 4-5 pârâiașe prin București? Că unui bucureștioara, că unui dâmbovicioara, că la un moment dat aveam mici ostroave, că de exemplu Biserica Sfântului Elefterie vechi, nu-i pusă degeaba fix în buricul străzii, că o îmbrățișează strada. E pus acolo pentru că înainte pe acolo trecea un răuleț care o îmbrăca pur și simplu, era pe un ostrov. Sau că lângă mănăstirea Radu Vodă se găsește până astăzi strada între gârle. Și vine întrebarea, care-i dracu gârle în zona respectivă? Așa, fântâna de la Filaret, de exemplu. Că toată lumea trece pe dealul Filaret și nimeni nu știe. Băi, dar de unde, Doamne iartă-mă, numele ăsta se referă la un mitropolit al Ungrovlachiei, care a, Filaret al doilea, de la Râmnic, care a cumpărat toată zona aia și a făcut și el o danie către urbe. Că asta era vechiul spirit a prinții bisericii sau boierii propriu-ziși, având mai mult decât le trebuie lor. Ei așa înțelegeau să dea altora, iată, de la mine fac milă către populație, exact voie ca de la Banu Ghica. În cazul mitropolitului Filaret era cea mai spectaculoasă fântână a Bucureștiului și vine întrebarea normală, wow, dar cât de spectaculoasă poate să fie o fântână? O fântână, e fântână în stil orientat, e mai degrabă cișmea, dar e o cișmea cu 12 guri de apă, fiecare cu câte o zodie deasupra, deci arăta zodiacul, și cu foișor de priveală. Pentru că e pusă în coasta dealului și poate să supravegheze orașul, era în sine o clădire intrasta orientală, ceva ce inspira foarte mult Istanbulul. Că turcii ne-au adus nouă cultura asta. Da, că noi avem influența asta, suntem la granița dintre două civilizații europeană și bizantină. Exact. Așa, trece vodă la biserică, am spus, cu pontoanele astea suspendate. Unul era acolo, altul era în zona Dudești, mult mai larg. Între mănăstirea Văcărești și o reședință a mavrocordaților. Iarăși, câtă lume știe în momentul când intră în mall-ul ăla din sud, mereu uit cum îl spune, San Plața. Așa? Nu le știu. San Plața că am fost la două mall-uri în viață. E la Berceni, în zona la Castani. Da. Dacă ai fi călcat, și nu suntem atât de departe, tu erai născut, eu sunt cu 2 ani în întârziere. Așa, ai fi călcat în curtea mănăstirii Văcărești acolo. Pentru că acolo era cea mai mare mănăstire din întregul București, titoria mavrocordaților. Mănăstirea aia unde când veneau domnitorii numiți de la Istanbul, se opreau întâi acolo până li se pregătea festivitatea de coronare. Și apoi intrau în oraș pe calea Șerban Vodă. Că de-aia se spunea drumul Beilicului. Bei în turcă înseamnă prinț.
Așa, îți vorbește de exemplu de un om pe care astăzi l-am uitat cu totul, Carl Friedrich Mayer, cel care a creat primele două parcuri din București, că astăzi majoritatea când îi întreb care e cel mai vechi parc din București, ce îți răspund? Știi de unde știu? Când eram la liceu, ne băteam între licee și erau concursuri de mai multe tipuri și erau și de istorie. Okay. Și am prins pe istoria Cismigiului și am câștigat pe liceul meu. Liceul tău fiind Lazar? Nu. Scuzați-mă, n-am vrut să jignesc. Mi-aș fi dorit să fac Lazarul. Nu, Emil Racoviță. Ne băteam cu HD-ul. Și pe chestia la HD-ul, care HD-ul era de prestigiu mai mare, am bătut pe istoria Cismigiului. Foarte... Dar nu e Cismigiul cel mai vechi. Păi nu, n-am zis că e cel mai vechi, am zis de asta, de Mayer. Carl Friedrich Mayer este un peisagist german care vine în București la mijlocul secolului XIX și ne creează primele noastre parcuri publice. Nu, Cismigiu era o baltă. O baltă, da. Deci lacul lui Dura Neguț. Nu știu care exact. Chiseleful. Care astăzi nu prea mai seamănă parc. Că au îmbătrânit atât de mult copacii ăia, încât ăla seamănă pădurici acolo. Da, da, da. Dar zona cuprinsă între Aviatorilor și Titulescu, de fapt, că parcul se duce dincolo de șosea, este primul parc din București. Acolo s-a amenajat întâi, într-un oraș unde majoritatea zice: ce dracu ne trebuie nou parc, mă, că toți avem niște grădini de neamprost. Era o livadă întreagă, adică da, chiar. Doar că nu era pentru toți, că mahalagii săraci stăteau ca vai de lume. Dar a fost exact reacția de la cântecul cu pasărea colibrii cu locuința mea de vară e la țară. Ce ai cu noi, bă? Pentru ce îți dăm cu var? Ce ai cu noi, bă? Pentru ce să facem parc? Domnul ăsta a venit la București, s-a apucat, în ciuda opiniei publice majoritare, să se facă parcuri. Și a creat o modă. Deci e unul dintre ei care au avut suficientă tărie încât să înfrunte opinia majoritare. Aveți răbdare, stați că vă arăt eu când o fi gata, ce mult o să vă placă. Și s-a creat, Chiselefu a creat și tradiția pe șoseaua. Se vede după vechimea copacilor. Dacă... Și ceea ce nu se mai știe este că atât de mult a fost respectat altădată pe zona parcului Chiselef, în stânga, cam pe lângă Casa Doina de astăzi, bufetul de la șosea, se găsea vechiul cimitir calvinesc. Acolo erau mormântați cei de confesiune reformată. Domnul Mayer, fiind german, era și el calvin și a fost înmormântat acolo. La începutul comunismului a fost dezafectat cimitirul, dar mormântul lui încă se păstra tocmai din venerația pe care o păstrau bucureștenii pentru cât bine făcuse străinul ăsta orașului. Bineînțeles că după aia a fost demantelat și Dumnezeu știe. Pe Dâmbovița în sus și în jos, deci ăsta e savuros absolut, câte chestii n-au putut veni. Cum știau să glumească bucureștenii, dar cu 200 de ani, vis-a-vis de Zicala arhicunoscută cu Dâmbovița, Apă Dulce, Cintebea nu se mai duce și unul replicase cu 200 de ani, mi se pare chiar Ion Ghica, va să duce Dandeal la Belu dacă bea din apa aia. Cei mizerabili astăzi, dar atunci era absolut focar de infecție și cu ce, cum să spun, chestii absolut incredibile se puteau petrece acolo, pe un râu care la vremea aia chiar avea cursul lui natural, deci foarte sinuos, cu multe brațe și mai ales în zona de câmpie curge destul de capricios, să zicem, cu o salbă de mordă apă trântite pe cursul râului, cu oameni care săpau vaduri în apă ca să le taie ălora din mai aval cursul de apă, să tragă toată apa la ei, cu morari care blocau zbaturile morii și provocau mini-inundații locale, că se bulucea apa pe afară, sau cu mahalagii care, având proprietatea în Dâmbovița, tot îngrămădeau gunoaie și pământ în apă ca să-și lățească proprietatea, negândind-o în practică, bă, ce se întâmplă când s-o umfla asta? Și bineînțeles că se trezeau cu fel de fel de inundații, ceea ce făcea ca în Mahalaua izvor să existe relatări până în antebelic, deci suntem deja în secolul 20, de belciuge de fier prinse în pereții caselor cam pe la un metru, unde oamenii nu țineau câinele sau bicicleta, țineau barca. Pentru că știau că în fiecare primăvară e vine valul și mi-a calul. Și plecau în mici excursii. Exista și o mică compensație, o bănuieșcare. Când se retrăgea apa, te recompensa un pic pentru pagubele suferite de inundații. Prindeai pește în beci. Așa. Și mai e o treabă pe care tot el o zice, s-a păstrat act în arhiva bucureșteană. Suntem pe la cumpăra dintre secolul XVIII-XIX, când
doi tineri căsătoriți încheie act cu o mahalajoică care avea terenul spre Dâmbovița să-și facă locuință pe gunoi. Era bordei săpat în bălegarul aruncat pe marginea râului pentru că bălegarul la iarna ținea cald. Deci oamenii locuiau într-o groapă săpată în mijlocul bălegarului și când plecau aveau voie să-și ia lemnele. Cât aveau nevoie să consolideze marginile gropii cu niște parâme ca să nu pice bălegarul pe ei. Dâmbovița apă dulce, când au da, și cânte știi? Cu... Aici merge să vezi dubla valența, ah, ce vremuri! Da, exact. Ah, ce vremuri! Așa. Îl mai avem pe un nene care iar e uitat în București, deși omul este dovedit cu acte, ăla care a monopolizat termenul Mititel, Micu, domnul Nae Teorășanu. Unul dintre primii care au consemnat cancanurile bucureștene. Sunt vreo două volume ale lui, nici eu n-am reușit să pun mâna pe ele, că nu cred că au mai fost editate de peste 100 de ani. Dacă dar cumva nu știe... sunt la bibliotecă sau prin arhive? Eu le vreau acasă, eu nu sunt de bibliotecă. Am, am mai spus-o la bibliotecă, n-am voie să fumez, n-am voie să beau, da, e un loc cu totul neplăcut. Nu, și dar mă gândesc pe... să pot să le iei la Xerox. Da, asta ar fi ideea. Eu la început, când mă documentam pe Zaraza, singura biografie care fusese scrisă despre Cristian Vasile, Teodorescu, ultimul trubadur, nu o găseam decât la bibliotecă. Deci nu găseam niciun print, mai era raritate și tot așa, nu pot să stau la bibliotecă. Și am pus mâna greu pe ea și i-am dat un print până la urmă, care... Cu siguranță o să ajungi și eu la un moment dat. E ok. Ce bine că a fost print. Legat că am putut să și rup foile, să le și lipesc în funcție de... Uite că vorbeam de cum masacrăm cărțile, eu fac altfel, nu-mi cumpăr mai multe ediții, anumitor cărți le fac copii Xerox și alea sunt volumele de campanie pe care știu că pot să le fac ferferință dacă am mai mult de lucrat cu ele. Dar domnul Nae Orășanu ne-a lăsat cancanuri de început de viață în Cismigiu, când era parcul tânăr, ne-a lăsat cancanuri din cărciumile bucureștene, omul fiind... La vremea lui era cunoscut cu porecla de Nichi Percea, pentru că omul a scos mai multe reviste satirice în care dădea în toți. Legea nu-ți permitea la vremea aia să faci mișto de oameni și oamenii foloseau un mic tertip legal. Ok, mi s-a închis revista, redeschid aceeași tipografie, aceeași locație, dar îi dau alt nume. Și aia poate să meargă. Mm-hmm. Și a fost Aghiuță, Nichi Percea, Sarsailă, au fost mai multe chestii. Așa, dar omul fiind comisar de poliție. Și lumea știa chestia asta. Toți nu știau că e comisar de poliție, dar el era omul poporului. Că dă-n ei, bre, dă-n ei, scrie acolo, dă-i. Nu contează că pe mine m-a băgat la zdup. Că tot el venea să-i ancheteze pe aia care făceau nefăcute. Și se pare că la cârciuma, la trei frunze de viță al lui Iordache Ionescu în Covaci, la Neian cu un covaci, bei mă rog până te faci. Și după ce te-ai făcut, o iei de la început. Acolo se presupune de majoritatea că s-au inventat mititei sau acolo e localizată legenda urbană, nenea Nae Orășanu avea masa numărul 5, masa presei, de unde el nu se mișca. Așa, mai avem istoria pasajului român. Ăsta eu chiar n-am înțeles niciodată cum Dumnezeu de s-a putut pierde în istoria bucureștină. Este primul pasaj pietonal. București, în momentul de față, are patru pasaje pietonale, toate dau în Calea Victoriei. Pasajul Macavila Cross, am luat-o din jos. Pasajul Comedia, ăla da, care n-a fost niciodată pasaj pietonal, în adevăratul sens, da, e pasaj uzual. Da. E pentru căratul butaforiei la Teatrul Odeon. Pasajul Imobiliara Bosel, astăzi Victoria, ăla cu umbreluțe pe sus. Da, 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 da. Și pasajul englez, pe care majoritatea da, care trec pe Calea Victoriei îl confundă cu o intrare în prăvălie. Că da, el are o da, ușă da, la intrare, da, propriu da, da, zis. Dar când intri, te trezești într-o hrubă astăzi, din păcate, care arată sinistru, sprijinită cu traverse de cale ferată pe sus, unde altădată era unul dintre cele mai celebre bordeluri din București. Pentru că au vrut să facă hotel, l-au făcut prea mic și în momentul în care au văzut că n-au... cerere de cameră, au zis, las că facem noi cerere de cameră și au expus niște demoazele în geamul de acolo. Alexandru Paleologu păstrează în amintirile lui niște excursii pe acolo și încă se mai găsește singurul pălărier din București, la Neanicu. Da? Da, omul are, cred că 90 de ani sau așa. Am crezut că a murit și am trecut acolo o săptămână și era deschis. La Neanicu pălărierul. Adică om care pălărierul încă face pălării pe comandă da, în București. Deci acolo se păstrează în viu un colț din ultimul București, dar primul pasaj bucureștean de felul ăsta se găsea unde e astăzi magazinul Muzica și cobora spre Câmpineanu. Uh-huh.
i-a amintit de o amărâtă de plăcuță de marmură negrită deja de vreme, făcută în perioada socialistă, ăștia aveau un talent aparte să șteargă istoria care nu le convenea lor. Da, 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 da. Și spun numai că acolo a ființat prima asociație a tipografilor. Și nu-l amintesc pe Petre Ispirescu Bulangii, că ăla a fost în prima asociație a tipografilor. Omul avea tipografia acolo. Era un pasaj, cum spuneam, care cobora din Victoriei până în fosta regală, în Câmpinanu. De astăzi, unde aveau atelierul de pictură Nicolae Grigorescu, tipografia cea Rosetti cu ziarul Românul, că de-aia s-a numit pasajul Român, tipografia Petre Ispirescu, exista cabinetul de lucru al lui Vasile Alexandrescu Urechea, ăla care le-a pus materialele lui Iorga și istoricilor din generațiile următoare. Bine, și locul unde existau prostituate care deranjau ordinea publică. Unde e cultură, e și dezmăț acum. Dar ăla era Bucureștiul mic, adică pe un spațiu de câteva zeci de metri pătrați, găseai tot ce avea Bucureștiul pus în mic. Mie mi se pare că e la fel și acum. Un pic, tot ce se întâmplă de fapt, tot ce se întâmplă de fapt, tot în spațiul ăsta mic e. Cu mici, cu foarte mici excepții. Într-un fel. Unde sunt galeriile de artă, unde sunt tot zonele, tot zona Piața Amzei a rămas o zonă foarte boemă și culturală. Mie îmi pare că s-a polarizat un pic București. E nordul care e elitist, unde sunt oamenii cu dare de mână, care se vor occidentalizați. Eu cu tare. Eu mă referam mai la locuri unde se întâmplă lucruri și... Da, știi? Unde se trăiește în mic unde viața mare. Unde se trăiește în mic viața mare. Că așa, București e foarte mare și ai zone și zone și zone și zone. Diferența pe care am sesizat-o e că în trecut, viața Bucureștiului de fapt era centru și periferia. Periferia nu se prea diferenția. Tot inelul înconjurător al centrului trăia cam aceeași viață. Acum s-a cam polarizat în funcție de zone. Într-un fel trăiește sudul, Berceniu, Ferentariu, într-un fel trăiește nordul. Eu simt chestia asta. Eu fiind din nord, eu mă simt foarte... Mă simt dintr-un alt oraș față de sud. Dar mi se pare total diferit din toate punctele de vedere. Încă, nu știu, de la comportamente, la ce vrei tu. Ca exercițiu de geografie și urbană... Și în centru se adună, se unesc lumea. Toate lumile. Ca exercițiu de geografie urbană, o propun oricui vrea să o încerce. Încercați, vă rog frumos, o cărciumă din est, una din sud, una din vest, una din nord și una din centru. Și veți vedea 5 orașe diferite. Da, e de la cer la pământ. Da. Bun, cu avertisment, în nord mai ales, grijă la buzunare. Și nu să fură clandestin, să fură cu nota în mână. Da, da, da. Eu am personaje celebre, era Mânuță din tramvaiul 21. Era, da, mânuța, așa spune. Nu știu, eu am avut obiceiul foarte deci sănătos, mânuță... instinctiv, să circul cu mâna băgată în buzunar pe portofel. Eu când eram tânăr, am lucrat în târgurile alea, Europa, Niro. Aha. Că, la primele joburi eram și adolescent. Normal. Și primul lucru, că aveam și borsetuță, m-am dus cu borsetuță. Am simțit cum îmi pleacă borsetuța, știi? Hopa, bă, sunt de aici, din cartier. Bine, șef. Mie o singură dată mi s-a întâmplat, cum am spus, eu am întotdeauna portofelul pe buzunarul drept și am avut obiceiul, dar instinctiv, să circul cu mâna băgată în buzunar pe portofel. O singură dată mi s-a întâmplat să simt în buzunar o mână care nu era a mea. Da, în nord. Pe lângă mâna mea. În momentul în care m-am întors, era cu mâna în buzunarul meu, adică da, o mână n-a apucat să-și scoată mâna. Mă rog, disproporția fizică era suficient de mare încât să vreau să fiu fair play. Așa. Și mai avem secțiunea întâmplări. Bine, la capitolul întâmplări avem, de exemplu, o treabă care a făcut legendă multă vreme în București, omul de piatră. Există o stradă în București, mereu uit cum o cheamă azi. Ea s-a numit Strada Sculpturii, multă vreme. Mm-hmm. E undeva în estul Cismigiului, către Grivița. Așa. Sper să-mi vină, de fiecare dată îmi dau seama că am uitat, verific numele și iar luit. E o stradă unde s-au așezat de-a lungul timpului sculptori, mai ales din Italia, pentru că a fost o perioadă când la București era foarte mare cerere de mână calificată de lucru în direcția asta. Și la un moment dat, dorindu-se să se facă un mare palat Bibescu în nordul capitalei, s-a și făcut între timp la Buftea, dar n-a atins proporțiile pe care le voia domnitorul,
au fost trimiși achizitori prin Italia, mai ales, să cumpere statui vechi. Că era o perioadă când și în Italia, cum s-a făcut jaf prin Egipt și prin alte locuri, să luau sculpturi antice, dar gata, și să trimiteau în alte părți. Și un asemenea achizitor a mers, cred că chiar pe la Roma, și a găsit o statuie a lui Neptun. E zeul Neptun cu tridentul, cu tare. Bucureștinii au zis omul de piatră și multă vreme, mai ales un nene care el a făcut în sine un bine orașului. Stai că mică l-am uitat și pe ăsta să mă verific un pic cu lista. Enigmele București. A, nu mai trebuie. Simion Săveanu îl cheamă. E un ziarist din ăsta cu subiecte de șoc, dar din perioada comunistă. El cumva validează teza că ăsta e o sculptură de Michelangelo care a ajuns la București. Aha, Vax Albina. Nici o treabă. E o statuie veche, dar n-are autor. E așa și statuia asta a stat vreo 100 de ani proptită în curtea meșterului care o achiziționează inițial, că n-a mai ajuns niciodată să fie amplasată la Palatul Bibescu, până când prin anii 80, îmi plac tot timpul concluziile astea seci, a dispărut și nu se știe unde. Exact. Ce să-i faci, mon cher Ghinion? Așa? Mai are un articol unde povestește experiență trăită de el, a ieșit turnul colței din pământ. Iar o întrebare de cultură generală pentru toți bucureștenii. Păi, fraților, voi mai știți unde era turnul colței? Băi, nu, uite ce... Între Palatul Suțu și Biserica până azi Colțea. Turnul ocupa aproape tot carosabilul de pe bulevardul actual Brătian. Da. Și altă dată era cea mai înaltă construcție din București. Era locul de unde se striga foc, foc, că era punct de observație. A fost demolată Pache Protopopescu, primarul care a tăiat axele nord-sud, est-vest. Și a fost un scandal, a apărut în trei numere publicația Turnul Colței. E prima reacție românească, foarte importantă asta, reacție pentru conservarea unui monument istoric. Mai mulți intelectuali ai epocii au făcut publicația asta spunând, bre, găsește-ți bre altă rută, nu dărâma clădirea asta care deja are 150 de ani de istorie. Că toți ne-am obișnuit, avem zicală cu turnul colței. Apropo, să vinzi turnul colței era sinonim pentru șantaj. Pentru că aparent un băiat descurcăresc bucureștean în secolul XIX a reușit să fraierească un englez cu bani venit la București să-i vândă turnul colței. L-a demolat Pache, pentru o treabă altfel constructivă, ca a fluidizat traficul bucureștean la vremea aia, dar oamenii totuși au zis, băi, conservă-i cumva memoria, nu ne lăsa să uităm că a fost acolo. Și până prin anii 70 se pare că existau niște pavele puse în zona aia, marcate cu alb, care îți dădeau vechiul perimetru al turnului colței, care acum, bineînțeles, că au dispărut și alea din peisaj, că ce ne mai trebuie nouă să ne amintim ce a fost înainte, dar omul asistă în anii 60 la niște săpături arheologice unde s-au găsit și două depozite pe termen lung de altă dată, pentru că altă dată când făceai un depozit bancar pe termen lung, se chema că de fapt îngropi bani de aur în pământ. Ce? Da, și de multe ori deveneau depozite pe termen foarte lung, că mureai înainte să-ți mai scoți banii înapoi. Ultimul nec al Bucureștilor, de exemplu, se referă la inundația din anul 1862 sau 3. E o gravură celebră cu Cuza și cu Davila, intras cu caii până la brâu în apă, încercând să-i ajute pe locuitorii din Mahala, perioada până la canalizarea Dâmboviței, și încheie volumul ăsta cu vestigii eminesciene, marea problemă pe unde a trecut Eminescu prin București și concluzia... Prin toată țara, nu e... E câte o placă prin București... Partea proastă că în București nu prea e placă. E la Mega Image acolo. Ce trebuie. Cinste Mega Imageului, dacă ei au pus-o, cinste că au pus-o. Nu știu dacă ei au pus-o. Sau cinste primăriei, dacă cel mai probabil au pus-o primăria. Dar ai mai multe locuri fără placă în București. Da. Din păcate asta, noi avem fascinația. Asta deja se manifestă și la generația. Bă, pe aici a călcat Eminescu, pe aici a lucrat Eminescu. Cinstit vorbind, fraților, cred că singura clădire care mai e în picioare și cât de cât e similară cu ceva de pe vremea lui Eminescu este Palatul Dacia, de pe Lipscani, colț cu Victoriei. Aia, cât de cât nu și-a schimbat aspectul, acolo a lucrat Eminescu. În rest, toate clădirile pe unde a trecut Eminescu prin București au căzut. Suntem la a doua sau a treia clădire de când a lucrat Eminescu, dar locurile memoriei, asta au avantajul, că n-au nevoie să-ți arate exact ce era acolo, doar să știi că acolo era...
Bine ar fi să se creeze la un moment dat o campanie bucureșteană. Haideți mă să-i facem turul lui Eminescu prin București, dar turul și pentru străini. Băi, este Shakespeare-ul românilor. Scuzați comparația, da, poate nu-i cea mai fericită. Nu contează. Da. E poetul nostru național. Da. Când vorbim de poezie la român, noi pe ăsta îl scoatem primul în față. Da. Ia uite mă să vezi până câte locuri a trecut în București și hai să străinul nu o să înceapă el să pătrundă profunzimea lui Ceafărului, că e dincolo de puterile noastre. Explică-mă cum a trăit omul ăsta. Bă, cum a putut un om care a trăit 39 de ani să lasă o operă care e cunoscută la aproape 150 de ani de la moartea lui? Ce a făcut omul ăsta atât de special? Bă, nu știu să spun ce a făcut atât de special, hai să spun ce a făcut în concret. Corect. Deci fii atent, ești corect. Prost. Omul ăsta n-a luat aproape un leu pe poeziile scrise. A trăit numai din leafa de la ziar. Stătea de multe ori în cârciun ca să se încălzească, că acasă n-avea lemne. Și nu putea să-și facă focul, degera la el în casele. Da, 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 da. E eternul chiriaș. Omul nu are nicio locuință pe titlul lui de proprietate. Ăsta e doctorul Nicolae Vătămanu. Deci te poartă, sunt, cuprinsul e la pagina 183. Sunt 170 de pagini. Numai de... Tot ce am vorbit eu acum e chintesența lucrurilor pe care omul ăsta e foarte sintetic. Miclescu se întinde, se simte că are o limbă mai lată un pic și le lungește. Vătămanul, în schimb, ți le dă exact muntenește, cum e sarmaua muntenească, mai mititică. Trebuie să mă duc eu la, și caseta, la caseta tehnică. Să mergem mai departe. Am ajuns la a treia carte după o oră. Așa, cartea acestui... După o oră pe scurt, adică da, sintetizăm. Da, da, da. În viteză. În viteză, da. În viteză. Cartea domnului ăsta, foarte obscur, din păcate. Ne uităm tocmai că au forma veche de trecut caseta tehnică după cuprins coperta 3, practic. Și vedem că e bun de tipar 1990. Deci omul cel mai probabil la senectute, că dacă e veteran din al doilea război mondial, deci avea minim 20 de ani, 20, în 40, era un om de 70 de ani, care acum aș tipărea. Nu sunt amintirile lui, sunt mai degrabă informațiile pe care omul le acumulează în decursul vieții, fiind jurnalist. Nu e singurul, dar e de departe cel mai cursiv în momentul în care vrea să relateze ceva și e primul care pune sentiment, spre deosebire domnul Miclescu. Domnul Miclescu pune sentiment în locuri prin care trece el. Omul ăsta pune sentiment în ceea ce își imaginează că a fost în locurile alea, se pune în pielea personajelor, că altfel n-ai putea să înțelegi cum Dumnezeu a trăit atât de, în plin de exemplu, la Vadul Sacagiilor. Vadul Sacagiilor era mult succes să-l mai identifici astăzi în București, nu există niciun fel de plăcuță de nimic. Ăsta face parte cel mai probabil din, opa, din carte tipărită în 90. Din seria celor manuscrise la Sertar. Da, pe da, care da. Oamenii, cine știe de când îl avea, cred că a lucrat la el de mult și cum a prins ocazia, pac, după Revoluție, i-a dat drumul. Acolo vorbește... s-au scos atunci niște cărți uitate ce-i drept, dar fabuloase. Exact în primii anii 90 au avut o febră de carte fabuloasă. Păcat că s-a stins la fel de intens cum a fost trăită. Și avem de exemplu asta, de Vadul Sacagiilor. Ai vreo idee pe unde vine? Nu. Eu m-am căcăit vreo lună să-mi dau seama unde vine. Marea problemă a cărților mai vechi bucureștene, deci alea din perioada comunistă, împușcă-te. Pur și simplu, pentru că ele îți vorbesc de locuri care nu mai există, dându-ți alte denumiri de locuri care nu mai există la rândul lor și tu încerci să faci, stai un pic, ăsta e stratul 3 arheologic, eu mă duc spre stratul 4, unde Dumnezeu sunteți? Dar până la urmă mi-am dat seama că este vorba de sala de festivități a Ministerului de Interne. E în diagonală de la Palatul Parlamentului, lângă monumentul actual al Holocaustului. Ok. Clădirea adiacentă Dâmboviței. Acolo înainte se găsea un bazin pe trei laturi zidit, intrat în Dâmbovița, de unde se alimentau sacagii, sacagiu fiind denumirea pentru vânzător de apă. Om care trecea cu sacaua, căruță, de fapt era doar osie și în loc să aibă corpul căruței unde cărai materiale, avea un butoi pe care era, în care era băgată apă și oamenii trăgeau strigând, hai la apă! Era varianta de alimentare cu apa unui oraș care, unde alimentarea cu apă curentă era subiect de legendă. Prima dată când... Nicușor Dan ar trebui să angajeze niște cu apă caldă.
Nu știu, hai că nu cunosc la d-astea. Bine, am văzut și eu normal toate miștourile cu apă caldă când a apărut, când a fost ales domnul Nicu Șordan. Dar e interesant de văzut, că mi se pare chiar aici îl dă, primul text românesc care vorbește de chiuvetă. Opa. Zilot românul, minune de dumnezească, căci iese apă fără de a se, fără a se ostoi din părete. Măi... Da, e greu de imaginat că a fost o perioadă când cineva s-a uitat la o chiuvetă și a zis, laser, frate, nu e adevărat așa ceva. Cam aia era vadul sacagiilor și amintește și de acest prima... Acest iPhone 15 al secolului, al 18-lea sau 19-lea. 19 este 19, secolul. Da, și amintește și de prima fântână arteziană din București, pusă în primul parc bucureștean, că așa se leagă foarte frumos bibliografia bucureșteană între ea, în interiorul ei. Prima fântână arteziană a fost amplasată în parcul Chiselef. Și alimentarea se făcea de la vadul sacagiilor, deși au reușit băieții să tragă apă la vreo 5 km în sus, pentru că orașul evident coboară dinspre nord spre sud, folosind mașina de foc. Era vorba de un mare motor cu aburi care prelua apa din Dâmbovița și o pompa 5 km mai sus, la o fântână care a reunit aproape jumătate din populația capitalei când a fost inaugurată și atât de nemaipomenit le-a părut oamenilor evenimentul, încât cronicarul Monden spune că a țâșnit apa la 50 de metri. Sigur. Ca să citesc un mai taie din ele, dă-le dracu! Hai să-l credem acum. Dar pentru omul ăla a fost într-adevăr o chestie nemaipomenită. E ca o amintire pe care o ai de când ești copil, știi? Și ți se pare când vezi prima dată un lucru. Da. Când vezi a treia oară, îl hiperbolizezi un pic. Da. Da. Entuziasmul face să crească anumite lucruri. Bună teoria! Bun. Așa. Avem poetul Lăptar, amintește de o categorie de localuri dispărute, cel puțin din peisajul bucureștean, se mai păstrează în cântece. Lăptăria lui Enache încă e o treabă care sună cunoscut. Majorității lăptăriile erau într-un fel barurile cu un pic de consumație, doar că nu prea erau baruri. Erau locuri unde, pentru că aveam gustul ăsta balcanic, că tot am vorbit, nu știu dacă în ăsta sau în ăla spăscurt am vorbit că laptele nu-i bun. Da, ăla... Atât de convinși erau oamenii de altă dată că laptele nu-i bun, e că aveau lăptării. De consumație era aproape exclusiv orientată pe produse lactate, că erau iaurturi, că erau chefiruri sau că erau celebrele plăcinte turcești cu iaurt. Unde chestiile astea se găsesc și în multe din orașele vechi din Europa. Da. Cele mai frumoase lăptării cu baruri de genul ăsta le-am găsit în Praga. Lăptării cu absinterii vechi, cu combinații de ceea de ce scapă multora e că de multe ori lăptăria era în locuri dregi. Da. Da. După un chef țapăn și în lăptării se mai petreceau și chestiuni dintre astea care ne spun multe despre viața particulară a unor celebrități. Victor Eftimiu, de exemplu, venea zilnic să cumpere un litru de iaurt pentru că soția lui Agipsina Macrici făcea măști de frumusețe cu iaurt de bivoliță, care avea un conținut ridicat de grăsime și nu mai trebuia tot felul de produse de altfel. Și chiar se pare că a fost o frumusețe, nu știu dacă, exact dacă de la treaba asta. Omul pune titluri dintre astea foarte cu licență poetică. Maidanul lui Duca te trimite cu gândul la un loc? Nu. Primăria Capitalei. E. Vis-a-vis de Cismigiu. Da. Înainte să se ridice construcția actuală, locul ăla era loc viran. Era un maidan, că asta înseamnă maidan în turcă. Loc unde au sosit în București printre primele circuri ambulante și unde au putut să fie văzute primele diorame, care sunt precursoarele cinematografelor. Nu puteai să te uiți la film, că nu exista, dar te uitai cine a văzut desene cu Donald Duck, te uiți printr-un soi de vizetă și ți se mișcă niște imagini în față. Da? Ce mai avem pe aici? De la cantina Gutenberg la masa regală. Cantina Gutenberg este pe strada Gutenberg, se cheamă până astăzi așa. De ce se cheamă strada cu numele inventatorului tiparilor? Pentru că acolo stăteau majoritatea meșterilor tipografi care își lucrau la monitorul oficial, care își avea altădată sediu la Arhivele Statului, de astăzi, pe Bulevardul Elisabeta. Iar cantina era pentru studenții săraci. Facultatea de Drept de astăzi stă în centru a ceea ce Carol al II-lea a vrut să fie cetatea universitară a Bucureștiului, să creeze un mic oraș studențesc așa în vestul capitalei, n-a reușit, dar în efortul de a-l crea, a impus taxă studenților pentru construcții. Pentru construcția edificiului propriu-zis, studenții sărași n-au putut să plătească și ghiși care era sancțiunea. Nu-i primeau la examen.
Așa că s-au trezit cu cea mai mare revoltă studențească din Bucureștiul interbelic. Grădina cu cai, iară sună foarte liric, este o mică străduță în rond la Cogălnicianu, care leagă rondul de Splaichi, care se cheamă Grădina cu cai. Foarte interesant că sunt două variante posibile. Aia mai ușor de presupus, unul din primele caruseluri din București au fost acolo, dar doi, este locul unde exista altădată un manej al unui polonez, care pe lângă ocupația evidentă a sportului de a învăța echitația, organiza spectacole de echitație în care folosea amazoane. Drept urmare, este locul unde s-a purtat prima oară mini-jup în București, că nu puteai să încaleci bărbătește pe cal purtând fustă cu crinolină. Ce mai avem pe aici? Pricopoaia, asta o amintește Pona, între cele mai mari latifundiare. Domnul Becali ar plânge dacă ar vedea inventarul femeii ăstea de posesiuni bucureștene, posesiunile ei, casa ei se găsea pe strada Virgiliu de astăzi, în spatele casei radio aia feliată, așa, și se întindeau până la Palatul Cisianu Racoviță de astăzi, de pe strada Rosetti. Deci femeia avea niște zeci de hectare intravilane în Bucureștiul de astăzi, cel puțin. Ea fiind fata bătrână, pe ea a chemat-o Marghioala, de fapt, dar fiind fica generalului Procopie Canusis, a căpătat porecla de Pricopoaia. Rămasă fată bătrână nemăritată, a devenit și ușor bigotă la sfârșitul vieții. Drept urmare, a dat naștere una dintre cele mai răsunătoare procese bucureștene din interbelic, procesul Sfântului Duh. Și n-am de gând să spun mai multe, e loc de citit pe acolo. Avem Arena Venus, care pentru iubitorii de sport, domnul Oprișan a reacționat din prima când i-am spus de Arena Venus în zona facultății de drept. Pădurea din mijlocul orașului, Malmezon, cel puțin se știe. Mașina de pâine, e manutanța, e cuptorul mecanic de pâine pentru armată, unde ieșea pâinea ori crudă, ori arsă. Așa, prin Mahalaua Sfântului Constantin, asta încă se mai știe, Biserica Sfinții Constantin și Elena de lângă Cismigiu, unde se începe calea Plevnei. Mai avem, în schimb, o treabă foarte interesantă, Farmazonul. Farmazonul este actuala stradă Mircea Vulcănescu, altădată mult mai renumită sub numele de Ștefan Furtună pentru personajele care umblau seara pe ea, așa, unde e muzeul militar de astăzi, dar înainte numită strada Farmazonului, pentru că bucureștenii n-au fost în stare să pronunțe ca lumea Frank Mason. Și a ieșit Farmazon. La fel cum avem minunata poveste... Orice altceva, domnul Frank Mason. Cum avem minunata povestea străzii Epicol. Știi cine a fost Epicol? Păi nici n-ai de unde, că nu a existat niciun Epicol, este Epicur, de fapt. Ai, numai Epicur. Că bucureștenii, când și-au citit prima oară strada, și-au selabisit Epicur. Băi, nesimțiților, cum adică eu stau pe Epicur? Fata mea, când se duce la întâlnire, spune că e Epicur? Și-au făcut protest la primărie, până când primarul a fost... Epicol e bine? Da, e mult mai bine. Perfect. Cine a fost? Nu contează. Așa. Ce mai avem pe aici? Dincolo mai avem... de bariere. Bariera vergului, cumva? Dincolo de bariere e un titlu generic pentru toate barierele. Ah, ok. Atunci în vechime, orașul București avea barieră la oricare mare ieșire. Da. Calea da. Plevnei, podul de pământ avea barieră. Șerban Vodă în sud avea barieră care era pe la liceul Șincai de astăzi. Podul târgului de afară, calea Moșilor, avea barieră. Oricare mare ieșire din oraș avea barieră pentru că noaptea nu intrai în oraș, se lăsa bariera. Avem până astăzi denumirea de bariera Vergului. Acolo era limita înspre răsărit. Se lăsa bariera și nu mai puteai să treci, iar în cursul zilei, oricine venea cu marfă în București trebuia să fie inspectat. Pentru că tu declarai o chestie și în căruță sub paie puteai să bagi alte chestii. De aici vine o etimologie foarte interesantă. Exista o categorie de oameni ai legii care se numeau spirtarii. Cele mai taxate produse pe care le puteai aduce în București erau alcoolurile tari, spiritul. Pe care, bineînțeles, exact ca într-o variantă americană de prohibiție, de moonshine, îl băgai frumos în paiele de la căruță. Ce făceau spiritarii? Aveau niște șpângi care le băgau prin paiele alea să vadă dacă dau de ceva tare. Șpangă este considerată un etinom posibil pentru șpagă. Dădeai șpagă ca să nu-ți bage șpanga în paiele căruței. Și în felul ăsta un spirtar a ajuns șeful poliției pentru că băgând șpanga a ucis un criminal care încerca să se clandestin în București. Așa. Aici mai Grantul Giulești mai spre da, sufletul acolo, meu rapidist. E fabulos ce suprafață acoperă omul. Hidoasa băutură, în schimb. Da, e o treabă minunată. El, de fapt, dă amestecate două.
Iar am un lapsus, există o istorie a berii în București, un volum foarte serios de un domn care n-a produs mult, dar a produs bine. Sunt probabil cei mai subestimați oameni din cadrul scriitorilor, aia care își dedică ani de zile cercetării unui subiect, produc un volum care pare anost, tocmai pentru că oamenii nu sunt atenți la ce trend e acum pe piață, la cum să-și lanseze, oamenii își pun munca de viață în volumul ăla. Dar există o istorie a berii în București, e documentată la mililitru, ca să zic așa, fabulos cum a putut să scrie omul ăla de la începuturi. Hidoasa băutură e termenul pe care l-a dat Caragea berii. Prima oară când cineva s-a apucat să fabrice bere în București a fost în vremea lui Caragea, într-o perioadă în care, îmi pare rău să te dezamăgesc, dar bucureștenii preferau vinul. Asta e. Așa că omul a dat faliment foarte rapid și Caragea i-a dat o subvenție pentru acea hidoasă băutură ce se face din gonoaie. Așa înțelegea grecul crescut cu vin de chios treaba cu berea. Și tot aici ne amintește de o stradă din București unde, iar numele nu se mai înțelege, strada Povernei. Pleacă de undeva dinspre Catargiu și se duce către Dorobanți. Povarnă, în limba românească veche, era mică distilerie. Da. Acolo s-a făcut pentru prima oară rom în București. A venit tot un neamț care a zis, bă, dar voi nu v-ați săturat numai de vinci de țuică? N-ați vrea să încercăm și altceva? Cam greu cu romul la român, totuși. Uite că a început să prindă. Bine, eu am povestea, una din poveștile mele favorite de la Belu. Eu la Belu pot să fiu considerat șef pe colivă. Eu sunt degustatorul universal de colivă. Dacă spun eu că e bună, poți să duci la bancă coliva aia. Și o bătrânică, încă trăiește, o salut pe calea asta, care mă știe de ani de zile, mi-a venit la un moment dat să-mi dea să gust colivă. Mai, eu deja sunt blazat pe colivă. Dragă, lasă-mă, nu mă mai... Nu gustați, că asta e foarte bună, că am făcut-o eu așa, mai aparte. Și gust și într-adevăr era delicioasă coliva. Zic, dar ce ați folosit? Că n-am mai întâlnit esența de astea de rom. Mi-au dus copii o sticlă, scria Zacapa pe aia și am pus-o. Okay. Zic, doamnă, dă tifonul, hai să o stoarcem, poate mai recuperăm ceva din ea. Colivă cu Zacapa, bun. Avem omul de piatră de care am pomenit și la domnul Vătămanu. Și observ că Eminescu prin București toată lumea încearcă să-l atingă pe Eminescu. Fii drăguț, nu spune că vor să-l atingă. Vor să-l atingă. Nu. Vor să calce pe urmele lui. Da, pentru că e unul dintre cele mai romantice personaje din istoria Bucureștiului. Pentru că a trăit jumătate de viață la București. Această tânără domnișoară, cum am spus în varianta scurtă, se referă la Carol Davila și n-am să spun mai mult. Chibritul lui Pache e unul dintre monumentele cele mai buclucașe din București. Era o coloană care avea un glob cu un vultur în partea superioară, globul fiind relativ supradimensionat față de lungimea, față de grosimea coloanei. Și bucureștenii, pentru că am plasat o Pache Protopopescu, au zis Chibritul lui Pache. E un monument ăsta căzut la cutremurul din 77, luat să fie asamblat și luat a fost. Cum s-a întâmplat, din păcate, cu multe. Biserica Stavropoleos, pe urmele velocipedului, este începutul ciclismului în București, cu domnul Luigi Cațavilan, iar nume de stradă din București, care a făcut primul velodrom din București, demantelat foarte repede pentru că s-a suprapus cu introducerea automobilului și dragostea bucureștenului pentru mișcare este legendară. Noi doi suntem exemple vii în direcția asta. Așa că în momentul când a apărut chestia aia care mergea singură, mai dă o dreacune de bicicletă. Și din păcate, adică asta s-a întâmplat la 1890 și până dincolo de 1990 a fost aproape imposibil să circul cu bicicleta pe București. Nu că acum ar fi mai ușor. Da, măcar poți. Ușor să mai întâmplă. Se mai întâmplă, da. Așa, Văcăreștiul, cum am spus, mănăstirea, cea mai mare mănăstire a Bucureștiului pierdută astăzi sub San Plața. Și asta dovedește că a așteptat 1990 să strigă, să scrie Tăvălugul anilor blestemați. E unul dintre primii autori care aduc aminte, băi, sunt atâtea biserici care au căzut, sunt atâtea case care au căzut, sunt atâtea instituții, sunt atâtea locuri ale memoriei care au fost șterse voit din amintirea bucureștenilor. E un oraș care i s-au distrus actele copilăriei. A fost mutilat. Da. Imaginați-vă că sunteți om în toată firea și ceva va arde certificatul de naștere, va arde pozele cu părinții. Cum v-ați simți dacă v-ar face cineva lucrul ăsta? Da. Cele trei poze pe care le ai cu bunica, să zicem, care a trăit până la 15 ani ai tăi, ți-l aruncă cineva pe foc și tu în alea trei poze pierzi ultima amintire de cum arăta femeia aia. Da. Cam asta s-a întâmplat cu Bucureștiul. E o carte pe care eu sper să o văd reeditată cât de curând, pentru că omul ăsta se vede limpede că a iubit Bucureștiul și că era, ceea ce e mai important, era mândru că e bucureștean.
poate chiar... Poate chiar, ce știu, la, tot la Planeta București, la vremea, că e colecția cea mai... Acum, eu nu sunt omul cel mai conectat cu piața cărții, s-ar putea să delirez aici și ea să fie reeditată. Eu dacă am volumul, okay. N-am mai căutat. Dar nu o să căutăm. Și dacă nu, putem să și... să și propunem. Și acum că ne-am încălzit, hai să trecem la subiectul mai dificil. Trecem la Catastif. Asta este singura ediție, din câte știu eu, a acestei cărți. Și de data asta și știu că volumul ăsta a avut o gestație de vreo 40 de ani. Pentru că e scris de un om născut în 1882, care și-a făcut opera prin anii 30, 40, 50, a murit în 76, cu un an înainte de Vătămanu, iar volumul a apărut în 1995. Deci e postum. Este vorba de domnul Emanuel Hagi Mosco. Hagi Mosco sună deja elitist și nu sună degeaba elitist. Vine dintr-o familie de aromâni stabiliți la București la finalul secolului XVIII, în casa cărora a fost al doilea sediu cunoscut al primăriei municipiului București. Casa Hagi Mosco se găsea la universitate pe locul actualului TNB și era suficient de mare încât să înghită o primărie întreagă, pentru că Ioan Hagi Mosco, boier de la începutul secolului XIX, era al doilea om ca bogăție din țară, dar fiindcă a fost un cămătar de foarte mare succes. Dar în casele lui nu s-au strâns doar bani, s-a strâns cu vremea și ceva cultură. Cei din familia Hagi Mosco sunt înrudiți pe undeva, dar încă n-am aflat nodul cu brâncovenii. Așadar au căpătat și faimă. Ultima Hagi Mosco, pentru că din păcate familia este stinsă, este doamna Elisabeta Hagi Mosco, soția domnului Constantin Bălăceanu Stolnici. Aha. Din păcate, neavând copii, cu ei s-au stins două familii boierești, pentru că nici din familia Bălăceanu nu mai există descendență directă. Domnul este socru domnului Constantin Bălăceanu Stolnici. De asta spun că, disociind caracterul de om, volumul ăsta apare și prin grija domnului Bălăceanu Stolnici, care a avut grijă să-i păstreze articolele socrului. Ziduri vechi, ființe dispărute, frumos, da. Subtitlu. Omul ăsta dă, ca subiect filozofic pentru care să vrei să cercetezi trecutul unui oraș, un concept filozofic. Dacă domnul Emil Miclescu vorbește de loazir, domnul Hagi Moscu vorbește de anima rerum, de sufletul locului. A nu se înțelege vreo erezie, panteistă, că există Dumnezeu în orice, ci de memoria care se impregnează în anumite locuri. Eu tot timpul echivalesc chestia asta. Am mai spus-o cu Auschwitz-ul. Am avut un tip într-o excursie care nu știa ce-i cu Auschwitz-ul. Am mers acolo și pe om l-au apucat frisoanele când am intrat pe poarta lagărului. Am fost și eu acolo. La fel cum întâlnești locuri... Mai ales la al doilea. Da. E cu riset acolo, da. La fel cum întâlnești locuri, cele mai desele relatări de genul ăsta, eu l-am auzit de la Fatima, din Portugalia. Dar cu siguranță există N locuri pe planeta asta unde sute de ani de rugăciuni, de gânduri bune, de miracole întâmplate au lăsat o energie eminamente pozitivă. Asta înseamnă anima rerum. Impresia pe care ți-o creează locul ăla înainte să-i cunoști istoria. E o carte al Octavian Sovianis, se numește Casa din strada Sirenelor. O reeditez acum ediția a patra, că a fost foarte iubită de public. Un bătrân profesor Faustin, care studiase cabală și tot felul de chestii în tinerețe, păstrează această casă din cartierul Uranus și strada e demolată până la casa lui. Și vorbește despre niște spirite pe care au protejat. Tu vorbești de casa cu stafii? Nu, casa din strada Sirenelor e un roman, nu e o poveste... Nu e reală. Nu e reală, nu. E un roman. Că nu se pupa locul. Există undeva lângă Belu, dar pe cuvânt, că n-am reușit nici până astăzi să o identific. Ea e dată ca fiind reală. Casa cu stafii, de care nu s-a apropiat nimeni noaptea. Am auzit mitul. Mai știu câteva. Când eram mai adolescent, eram pasionat de chestiile astea și unii chiar se duceau. Din păcate, se pare că asta nu acționează ca un totem, pentru că anima rerum se simte în interior. Nu se simte în afară. Asta aveam să zic, pardon. În cartea lui Soviani, bine, romanul e scurt, merge pe altă chestie, îl invită niște oameni, fiecare de, de profesii diferite, dar fiecare de altă zodie. Și are toate zodiile în fața lui, unui scriitor, unui boxer, unui fost jurnalist, și încep să vorbească despre tot felul de povestiri ezoterice, mai mult sau mai puțin, misticoide, mergând și în creștinism și pe lângă, și la un moment dat spiritele casei reacționează. Asta e
Interesant. O să, când le reedităm luna viitoare, când apare, ți-l trimit cu siguranță. O să-ți placă și mergi și pe istoria Bucureștiului, superb. Mulțumesc tare mult. Sună foarte bine. Și asta, probabil că fiecare dintre noi, când am mers în ospeție pe undeva sau ne-am cazat pe undeva, la un moment dat am avut senzații fie în spectrul negativului, fie în spectrul pozitivului, fie am ajuns în casă, băi, eu nu dorm aici, nici mort. Eu până acum un an, jumate, se face deja, până să mă mut în casa unde stau acum, care mi-a rămas moștenire, deși-s bucureștean, m-am mutat în centru, pentru că aveam și editura, aveam și sediu și mai departe. Într-un conac din 1898, pe care l-am găsit la o chirie infimă, că toți îmi spuneau, asta este pomană, păi ziceai, tu de 10 camere... Pentru că probabil dacă strănuta pământul, erai jos. Nu. Nu, pentru că era făcut atâtea erau pereți. Ok. Nu, cu demisol. Am stat și cu alți scriitori de la editură și am stat un an și ceva. Îți jur că a fost pentru prima dată când eu am început să cred în chestia asta cu spiritele casei. Pentru că simțeam o chestie care am simțit odată când am intrat că ceva n-a fost în regulă și că o să pățesc ceva. Și nu știu dacă era doar de la faptul că era impunătoare, că avea, îți dai seama, pereții foarte mari și așa mai departe, dar s-au întâmplat niște chestii prin casă dubioase, inclusiv a rămas gazul deschis la demisol, nu se știe cum, și era să bubuim. Din păcate așa a murit un scriitor, un poet, Laurențiu Ulici. Da, da, da. A murit într-o casă în zona de munte, unde la fel, de mod inexplicabil, a... Până la un moment dat, după ce am stat mai bine de un an, pot să spun că spiritele, sau ce, whatever cum vrei să le numim, energiile, istoria locului, atmosfera, a început să reacționeze, nu doar ok, foarte protectiv. În momentul ăla, tot ce se întâmpla nasul pe lângă era parcă evitat. Devenisem de-ai locului. Și am avut niște trăiri extraordinare. Și apropo și de romanul ăsta, este o experiență fabuloasă să stai într-o casă veche, mai ales din București, în 1898, măcar câteva zile, dacă câteva luni. Da. Sunt locurile astea vechi care îți creează o multitudine de senzații. Merită încercată experiența. Merită, merită. Pentru oricine are ocazia. E bine, și cartea asta, la fel cum sunt volumele domnului Vătămanu, de fapt e un colaj de mai multe studii. Doar că domnul Emanuel Hagimoscu se simte, nu vreau să fiu depreciativ la adresa domnului Vătămanu, dar domnul Emanuel Hagimoscu are mai multă aplecare. Bun, el face parte din vechea aristocrație. Hagimoscu, chiar dacă nu sunt Cantacuzino sau Ghica, sunt totuși familie boierească. El se învârtea, de exemplu, pe la tanti Lisbeth, care era Eliza Bibescu, fiica domnitorului Gheorghe Bibescu, pe care el o prinde în viață și la care merge copil. La el contactul e, el e cumva un melanj între domnul Paul Emil Miclescu, care clar e din boierime, dar care o tratează foarte personal, și doctorul Vătămanu, care o tratează din perspectiva neofitului, ăla care abia introdus în cerc. El e la mijloc, cumva, el are perspectiva inițiatului, dar vrea să o trateze mult mai academic. De exemplu, este primul om care a explicat-o limpede și fără să mai există vreodată putința de a contesta faptul că Biserica Bucur nu e nici pe departe punctul zero al Bucureștiului. Nu e cea mai veche. E bisericuța aceea mică de lângă mănăstirea Radu Vodă, pe care legendele din secolul XIX, când toate națiile, nu numai noi, căutau să-și fabrice o mitologie dintre asta istoriografică, că numai istorie nu e, căutau să aibă punctul ăla fondator. Și pentru că Bucur este fondatorul mitic al Bucureștiului, deși teoria spusă de domnul Hagimoscu este că Bucur este de fapt vechiul termen românesc pentru cioban. Că cioban e un termen turcic pe care l-am luat ulterior. București de fapt este locul păstorilor, că era spațiu de oprire pentru cei care practicau transfumanța. Păi, deci cam, nu există un Bucur. E... Cam de și... A pornit treaba. Da, iar biserica, oricât de exotică apare, că pare o mică biserică țărănească, așa uitată în mijlocul orașului, mai ales cum e acum prezentată pe o insulă betonată, că au conservat ansamblu, într-adevăr, pare să te ducă cu gândul la o mică rezervație, o mică capsulă în timp, așa, uitată în București, dar ea, nu înseamnă că nu trebuie să fie vizitată, ea e un paraclis de cimitir al mănăstirii Radu Vodă, care apare în secolul XVIII. Adică e mai nouă decât mănăstirea, de exemplu. E construită simplu că era adiacentă.
Asta e una dintre lucrurile pe care le demonstrează domnul Hagi Mosco, unde vezi într-adevăr cât de departe mergea. Omul ăsta e pasionat de genealogie, pe de-o parte, de heraldică, face parte din Comisia de Heraldică a orașului, comisie care există până astăzi, că a fost marea nebunie a lui Salam, scuzați expresia, după 90, ca fiecare județ, municipiu, cât are să-și fabrice blazonul și s-au muncit oamenii aia fantastic, cu fel de fel de idei originale ale primarilor din epocă. Aș vrea o oaie, bă, grătar, cu pastramă, cu mil, bă. Mai nu am auzit că există o melodie, mămărică cu cârnași cu castraveți murați. Da. E, da, da, da. Doamne. Așa. S-au muncit să facă chestii care chiar să aibă treabă cu heraldica. Deci omul e genealogist, e heraldist, e om trăit în vechile case boierești ale epocii și mai mult decât atât este epitrop al așezămintelor brâncovenești. Înrudiți fiind cu familia Brâncoveanu, când s-au stins brâncovenii, s-a trecut funcția asta la rudele conexe. Ceea ce înseamnă că e om care stătea la biserica Dunița Bălașa în tron. Nu tronul din dreapta, care e al arhiereului, în tronul din stânga. Și un om care trăiește intim toată viața acelei biserici. Este biserica probabil cea mai inedită din tot București. În primul rând pentru că este singura biserică ortodoxă cu sculpturi la interior. Pentru că există o portiță în legislația canonică bisericească. N-ai voie să faci sculpturi cât dacă alea sunt subiect de cult. La biserica Domnița Bălașa sunt sculpturi funebre. Nu sunt pentru venerație, nu sunt substitut de icoană. Pentru că sunt mormintele ctitorii. Domnița Bălașa este una dintre fiicele lui Constantin Brâncoveanu. Biserica e făcută în amintirea morții brâncovenilor și a avut o prevedere foarte originală pe care o spune domnul Hagi Mosco în statutul ei inițial. N-aveai voie să faci mormântare acolo. Deci s-a spus pentru că e făcută în amintirea unor oameni uciși de către turci. Aici să nu fie vreodată tristețe. Să fie biserică numai pentru nuni și pentru botezuri. Aha. Și până astăzi a rămas una dintre bisericile cele mai frecventabile pentru cununii și botezuri. Iar mormântul celălalt este al ultimei brâncovence, domnița Zoe Bibescu Basara Brâncoveanu, soția domnitorului Gheorghe Bibescu și fiica adoptivă a marului Ban Grigore Brâncoveanu. Fabulos cum descrie Emanuel Hagi Mosco, zici că se pune în pielea personajului. Să știi că te tot auzi mai mai curg ochi așa pe cât un pasaj. La un moment dat scoate aici, n-am întâlnit pe altcineva care să facă lucrul ăsta cu atâta precizie, am spus la începutul podcastului, să-ți aduci aminte sau să-ți imaginezi o clădire veche pe amplasamentul uneia noi, hai mai calea Valea, că mai reușești. Dar să reușești să îți trasezi o stradă veche pe care trecea altfel de cum trece strada curentă, deci să schimbi trama stradală, pur și simplu să faci tabula rasa din zona urbană actuală și să suprapui o stradă care curgea altcumva, lucrul ăsta e o treabă fabuloasă. La un moment dat, când ajungi la capitolul strada Clemenței, este actuala cea a Rosetti, o să vezi că omul a reușit să deseneze din minte strada veche, cum era când a cunoscut-o el la începutul secolului 20. Și să spun, aici era cu tare, aici era cu tare. Și la un moment dat e frumos că te ciocnești cu două, trei clădiri care încă mai corespund descrierii și în funcție de alea poți să extrapolezi cumva triangulare, dacă ar fi o treabă. De Palatul Șuțu și cei care l-au locuit. Da. Cu fotografii, cu Irina Șuțu născută Hagi Mosco. Da, și cu soțul ei, Grigore Șuțu, rămas și celebri cu denumirea împreună cu câinele lor Luții. Da, pe care l-au împăiat și l-au pus în dreptul scărilor de la intrare. Ca să-l vadă toată lumea pe drăguțul de Luții. Ce frumos e el. Și ce vezi aici? Cățelul nostru și nici nu mișcă. Păi e împăiat. Hai, bine ați venit, hai să bem ceva. Iar cei doi, pentru că el era mai scund. Dar acum se practică foarte mult chestia asta. Da, nu știu, n-am avut plăcerea. Dar știi ce am văzut? Nu, știi ce am văzut? Tot pe TikTok, unde tu nu intri. Fac niște păpuși. Din, da, ca niște, da, astea, cum le spun, din papițoi. În funcție de cum arăta cățelul, pisica ta, trimis poză și strimite. Parcă e mai bine. Parcă așa. E mai bine, parcă e mai bine, da, da, decât să... Ferească Dumnezeu să-ți mute menajera pe Luții într-o seară când ai și servit ceva, că te urci pe lustră direct. Așa, și pentru că cei doi în cuplu, Grigore Șuțu cu Irina, născută Hagi Mosco, culmea că e rudă cu el, erau poreclis Turcu și Camila, pentru că el era negricios și mărunțel, era sensibil mai înaltă decât bărbatul și erau ținta ironiilor în publicul bucureștean. Te mai plimbă la fel prin o altă stradă dispărută, ulița Colței. E greu de imaginat astăzi că bulevardul Bălcescu Magheru nu exista altcândva și există fotografii din turnul Colței de care am
menționat, făcute odată de sat Marioada. Primăria orașului București, aflată în fosta casa vestierului Ioan Hagi Moscu, pe ulița Colței, numărul 40, dărâmată în 1912. Dar asta e relativ ușor de imagine. Dacă ștergi TNB-ul, imaginezi o clădire cu fațada orientată spre Unirii, de o dimensiune suficient de mare cât să înghită o întreagă primărie. Bun, la un volum mai mic decât e primăria de astăzi, dar totuși. El e omul, de exemplu, care te face să afli că pe locul fostului intercontinental, că iară uit cum îl cheamă astăzi pe hotel, cum se numește hotelul acum? Grand Hotel... Care? Interul? Interul? Vechiul Inter. Și ce, nu se mai numește așa? Nu. Habar nu am. Da, sunt și eu am început să am dat astea de tataie. Ce? Da, ori, ce? Cum? Ce? Cum? E... Grand Hotel Intercontinental sau cum? Mă rog. Nu mai... Da, Grand Hotel București, iată. Am aflat ceva nou, ok. Dar mai înainte să existe construcția aia, acolo... Care-i pe role și nu-i pe role, care toată discuția... Da, păi nu, că e făcută în preajmă de cutremur. Exista acolo casa lui Petrache Poienaru. Casele lui Petrache Poienaru. Deci omul pe care noi îl ținem la subsol, că n-am putut să-i dăm decât un nume de stație de metrou. Da. A locuit în buricul târgului, n-are statui la universitate, omul ar trebui să fie pus tehnic între Heliade Rădulescu și Spiru Haret. Pentru că el e ăla care veriga lipsă din procesul de dezvoltare a învățământului românesc. Omul n-a inventat doar stilou, nu asta a făcut el o viață întreagă de muncă. Iată-l, chiar el e. Păi în timp ce tu, eu le nimeresc. Da, se adună. Trebuia să mai avem o cameră, Mihai. Și de sus să... Când avem câte o carte de asta. Pe lângă... Mai ales că notițele lui Damian sunt senzaționale. Da, eu am spus dacă asta, că am așa prost obicei să masacrez cărțile la propriu. Da, să atingi și ce notează pe lângă. La un moment dat... Succesiune Belu, tot e pe Belu. Bineînțeles că ăla e firul conductor, dar e cu roșu. La un moment dat, când am nevoie să mă mișc mai repede, nu mai citesc tot corpul de text, normal, citesc doar marcajele și la un moment dat, când am nevoie să mă orientez, că e bun, el îmi dă un titlu de capitol, dar mie îmi trebuie doar un paragraf. De-aia trec titlul în lateral, ca să știu, aici vorbește despre ce mă interesează pe mine. Cunosc foarte bine, sunt... Aviz mai ales celor care au de redactat lucrări științifice, cărora trebuie să le pună și note de subsol, că dacă ați avut de făcut... Ai avut o invitată la podcast pe... autoarea la mitologiei române. Doamna Antoaneta Olteanu. Doamna Antoaneta Olteanu. Deci acolo sunt volumele în bibliotecă, se servesc pe alea de la mine de acasă. Ele. Aici ele din altă parte. Zmei, dar zmei din bazme. Ați făcut vreo emisiune împreună? Nu, încă... Mă mir. Da. Deci am făcut la Zaia Fet două emisiuni despre mitologie, lucruri și chestii. Păi nu, că am făcut-o pe bază mai largă, adică pornind de la documentația ei. Eu zic să o invitați cu mențiunea, este total spre lauda dumneai, eu sunt taciturn pe lângă dumneai. Am observat, am urmărit. Am fost pentru prima oară când am simțit întrebări că mă poartă discuția, nu că port eu discuția. Hai să spun de ce n-am chemat-o, pentru că tot timpul am vrut să o chem, uitam pe cărți că erau pe stoc epuizate în librării. Și am zis dacă totul să fie cărțile... Și am uitat. Păi poate o chemați totuși. Uite, ai ajuns la o altă clădire fascinantă, dispărută din spațiul bucureștean. Cine mai știe astăzi că pe locul actorului bloc Eva, nici blocul Eva nu mai știu majoritatea unde a fost, este marele Mega de pe Magheru, Mega the Great, așa, înainte să fie care Mega... Care înainte era Diverta, unde am lansat eu romanul meu de debut. Exact. Da. Uite, vezi că deja suntem la nivel generațional și părinții noștri știu că era cel mai mare magazin de confecții de damă. Da. Înainte să fie și ăla până în 60, era Muzeul Simu, era un templu grecesc, lăsat de un mare moșier umplut cu o colecție de artă. Din fericire, colecția a rămas. E la Palatul Romanii, la Muzeul Colecțiilor de astăzi, dar donat municipalității clădire, colecție și fonduri bănești suficiente, nu doar să întrețină construcția, ci să permită achiziționarea de noi piese. Deci omul lăsase tot municipalității din dragostea de a-i vedea și pe alții bucurându-se de ceea ce a agonisit el. Dispărut total, cât de greu o fi oare astăzi în era tehnologiei să ai un mic cod QR care să ți-l genereze. Și mergând prin mai București... Mai pune întrebări de astea, da, te rog, mă rog, că nu. Ne întristăm degeaba. Ce e interesant, în schimb, la cartea asta, că pe lângă locuri, ulițe dispărute, oameni... Are poze.
Așa odată, da, unele poze sunt inedite, nu le-am mai întâlnit pe nicăieri. Oricum, cabinetul de stampe al Academiei Române până astăzi ascunde o grămadă de imagini inedite. N-au apărut pe nicăieri. Bine ar fi să apară. Adică există în 2000, că vorbim de bibliografie bucureșteană, prin 2010, mi se pare aproximativ, a apărut o ediție în 3 volume Bucureștiului Carol I cu o colecție masivă de fotografii. Dacă îi cade cuiva în mână cartea aia, e de neratat pentru iubitorii de istorie bucureșteană. E, în schimb, la finalul cărții ăstea se găsesc vreo 3 articole extrem de interesante, cel puțin pentru mine. Unul este o înmormântare în București de altă dată, îți spune inclusiv inventarul de materiale. Tare. De unde luai coliva, lumânările, da, pânza aia de la Sicriu, de unde, ce, cum se ducea convoiul funebru. Să fim cinstiți, ne plac și astăzi pomenile și parastasele la nebunie. De ce să nu vedem cum era unul acum 150 de ani? E mai puțin, dar da. E, dar istoric, da. La mine e defect profesional. Mai ai căsătorii ruso-române, îți arată cât de elaborat putea să fie arborul genealogic al unor familii. Cine trece astăzi pe lângă Casa Vernescu, pe Calea Victoriei, dacă mai merge 5 pași, pe dreapta, am uitat ce număr e acum, e o clădire cu schelele pe ea. Casa unde a concertat în 1846 Franz Liszt la București, chemat de boieri. Casa aia se numește Casa Trubețcoi. Nu pentru că a fost cumpărată de bunul rus, ci pentru că a aparținut principesei Cleopatra Trubețcoi, dar născută Ghica, deci ea e româncă, jet be jet, măritată cu un principe Trubețcoi, dragoste la prima vedere, căsnicie în 2 secunde, că ăsta a fost împușcat câteva luni mai târziu la Brăila, la asediu, pe către turci, dar ea rămâne principesă Trubețcoi și alături de ea se mută într-o clădire astăzi demolată, că între Casa Lenș, Vernescu și George Manu e un loc viran acum, unde e locul la viran, se găsea o altă casă, unde se mutase o altă româncă cu nume neromânesc, Alexandrina Alina, zisă Bagration. Familia Bagration e familie regală georgiană, rusificată. Piotr Bagration e general în războaiele napoleoniene și un descendent de-al lui se căsătorește cu tatăl acestei Alexandrina Bagration, invers. Un descendent de-al lui se căsătorește cu mama acestei Alina Bagration, care cumva are ceva în gene să-i placă tot un rus, pentru că ea devine amantă oficială a generalului Kiselev la București și are 4 copii. Kiselev n-a putut să primească divorțul din partea țarului, țarul i-a refuzat divorțul de soția lui din tâi, așa că nu și-a putut recunoaște copiii. Dar toată lumea de la București știa că cele 2 fete și 2 băieți ale Alinei Bagration sunt copiii lui Kiselev. Una a ajuns soția lui Odobescu, alta a ajuns soția lui Greceanu, Greceanu care este bunicul lui Miclescu. Ca să vedem cum se leagă la un moment dat. Deci Miclescu avea pe undeva o leacă de sânge din familia Kiselev. Iar cele și două, le-ai legat pe toate. Aproape, cele două tanti stăteau balcon, balcon la balcon pe Calea Victoriei și discutau. O principesă Bagration, amanta lui Kiselev, cu o principesă Trubețcoi, care se pare că se iubea un pic cu vărsul, cu Alecu Ghica, care a fost domnitor. Și tot așa, deci un balcon rămas pe o străță veche din București poate să spună o istorie întreagă. De exemplu, un tabiet cunoscut al lui Carol I, când ieșea călare din Palatul Regal, o lua pe strada Câmpineanu, de azi fostă regală, dar ținea traseul ăla de ce? După intersecția cu Calea Victoriei, undeva o clădire dispărută, era o casa unei văduve de general, o generăleasă. Bătrâna doamnă stătea în fiecare dimineață la ora când ieșea regele la plimbare în balcon și în momentul în care trecea regele se ridica și saluta și regele avea o mare plăcere să-i răspundă și el la salut. Damian, cam astea au fost prescurt, da, cam atât. Mai aveam vreo 43, da? Continuarea, da. Trebuie să zicem că lista completă de cărți o găsim pe site-ul tău, da? www.damianafile.ro. Și cine-i mas ochist? Poate să dai un telefon să stai de vorbă despre fiecare nu, parte. Nu, vă rog, că eu nu sunt masochist. Fii atent, promit. Dacă sare de nu știu câte vizualizări, de 200 de mii, facem partea a doua cu alte 4 cărți. Vă rog, faceți 200 de mii de vizualizări. Deci facem 200 de mii, facem partea a doua. Și pe cuvânt, dacă nu facem, eu mai am 40 de cărți, deci mai facem 10 vizualizări. Facem. Știi ce vreau să te întreb? Pe când o carte de Damian în file? Nu imediat. Nu imediat, dar e ceva momentan, la un moment dat. Momentan am în desfășurare Bucureștiului Damian, dacă care e cu tururi.
am încercat să feliez orașul să-l înțeleg eu pe porțiuni, care să se conexeze în care să conecteze personajele. Mi-ar plăcea să adun din toate chestiile astea, mai ales că vorba ta, unele nu se mai reeditează, unele mai, nu se mai găsesc, poveștile alea intrigante pe care le spui și să fie așa într-o mai multe colecții, de fapt. Să știi că invitația la hiperliteratura e de acum. Onorat. Clar va fi și momentul ăsta, dar prefer să n-ajung după aia să șterg ce am scris, prefer că am scris să nu îmi simt nevoia să șterg. Știu ce spui, știu ce spui. Așa că momentan încă exersăm. Da. Mulțumesc mult, Damian. Și eu mulțumesc de invitație. A fost cel mai lung post că ați dus, fără de oră. Știi cum aia? Vedem vine 5 minute, acum, dacă nu, mai citești tot. Exact. Acum s-ar putea să pară ciudat. Ne vedem la Belu. Cu mare plăcere, eu vă aștept pe toți.